nella notte scura. Bruciano i cuori, bruciano gli amori delle lucciole bambine. Finché l'alba per noi non vorrà più. Vivi la vita Peroni. Uneori, când ești în mijlocul acțiunii, ai tendința să nu vezi copacii de pădure. În ultimele 8 luni, din postura de telespectator, am mai învățat ceva despre televiziune. Mi-am adus aminte lucruri care mai scăpau din vedere atunci când moderam emisiuni. Primul și cel mai important e că televiziunea e despre oameni. Televiziunea înseamnă imagine, înseamnă poveste. Ne plac poveștile pentru că sunt despre oameni, sunt despre noi. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Melania Medeleanu și mă bucur să vă revăd. Mă bucur să povestim din nou la Megastory, un program de reportaje, de anchete, investigații, întâmplări din Bucureștiul de altădată. Alături de mine va fi o echipă fără odihnă care va scoate la lumină fapte pe care unii le-ar dori ascunse pe veci, care va pune reflectoarele pe nedreptăți sau va aduce în fața ochilor dumneavoastră imagini la care pur și simplu nu aveți acces, pe care ați vrea să le vedeți. O să-i cunoașteți astăzi pe câțiva dintre oamenii din această echipă, iar în emisiunile viitoare îi veți afla prin materialele pe care ei le realizează. Mirela Voicu îi reprezintă și coordonează pe Reporterii Realității. O invit alături de mine. Trebuie să vă mărturisesc că Mirela este unul dintre cei mai inimoși oameni pe care îi cunosc și unul dintre cei mai pretențioși, așa că sunt convinsă că va ști să exploateze potențialul acestei echipe. Bună seara, Mirela! Bună seara, bine revenit! Bine v-am regăsit! Mă respect foarte dor de voi. Declarație și nouă de tine. Mirela, emisiunea Reporterii Realității a mai existat de-a lungul timpului la Realitatea TV în diverse formate, e adevărat. Sigur că mi-aș dori ca această variantă să fie cea mai bună dintre ele. Pentru un timp, emisiunea a dispărut. Unde au fost Reporterii Realității? Reporterii Realității în tot acest timp au fost acolo unde le e locul. Au fost pe teren, acolo unde s-au întâmplat lucruri, acolo unde au rămas întrebări fără răspuns, acolo unde neputința oamenilor în fața sistemului i-a chemat. Au fost în permanență în spatele oamenilor de la știri, pentru că există o legătură foarte clară între știri și reporteri. Și Reporterii Realității au adunat frânturile de informații peste care noi, cei de la știri, am trecut în graba nebuniei de a lucra la știri. Toate aceste informații, toate aceste frânturi le-au pus cap la cap și au reușit să facă niște lucruri extraordinare. Au reușit în tot acest timp să șteargă lacrimile de pe obrazul copiilor necăjiți, să schimbe destine, să mângâie pe creștet bătrânii uitați, să zguduie scaunele autorităților și chiar să schimbe uneori miniștrii și chiar să încerce să schimbe sistemul în măsura în care noi putem face asta. Mirela, sunt deja săptămâni bune de când reporterii sunt pe teren, culeg informații, se documentează, strâng materiale pentru această emisiune. Ce va fi nou în acest format? În primul rând, nou va fi dorința publicului de reportaj. Seta oamenilor de acasă de a vedea reportaje altfel filmate, altfel împachetate, altfel scrise, altfel editate. Dorința lor de a trece de știrea în sine, de a vedea povestea din spatele poveștii, de a vedea știrea din spatele știrii. Ai venit din mijlocul echipei tale și n-ar fi cinstit să începem această emisiune fără a-i cunoaște pe Reporterii Realității. Înainte de a-i cunoaște pe colegii mei de la Reporterii Realității, vreau să-i salut pe colegii mei de la știri, pe care îi zăpăcesc zilnic cu tot felul de întrebări, pentru că așa mi-e firea, cum ziceai tu. Laura Frunoiu de la Social, bună seara. Claudiu Popa de la Politic, bună seara. Cătălina Hopurteanu de la Eveniment. Alexandra Țenea de la Social. Acum o să vi prezint pe Reporterii Realității și chiar dacă par un pic nepoliticoasă, o să încep cu băieții, o să înțelegeți imediat de ce. Răzvan Ștefan are 46 de ani și 18 ani de televiziune în domeniul reportaje și anchete. Cei care îl cunosc pe Răzvan știu că nu exagerez când spun că a citit vreo jumătate din bibliotecile din București, drept pentru care noi, Reporterii Realității, ne permitem să-l folosim ca pe o enciclopedie ambulantă și atunci când avem nevoie de o informație rapidă să-l folosim pe post de Google. Cătălin Grădinaru, colegul de biblioteca lui Răzvan Ștefan, 42 de ani, foarte mulți ani de presă, la fel reportaje și anchete, este proaspăt tătic și în ciuda imaginii foarte impunătoare și serioase, el este responsabilul cu bună dispoziție, nu numai în echipă, dar și în materiale. Are un umor extrem de fin, are niște glume de bon ton și reușește întotdeauna să ia în pleaznă autoritățile. Ileana Gheorghiu este new entry,
E colega noastră de puțin timp, vine tot din domeniul reportajelor, foarte ambițioasă și răsfățată a secției, dacă tot a venit ultima. Și nu întâmplător am lăsat-o la sfârșit pe Camelia, o să te rog să fii alături de noi, dar înainte de asta vreau să-i salut pe colegii mei operatori, Paul Spiroiu și Ionuț Ivana, îl salut pe Dan Gecui care e acasă în fața televizorului și sigur îi salut pe toți ceilalți care au preferat să rămână în spatele ecranelor. Camelia are 37 de ani și vreo 15 de televiziune, vine din documentar, un lucru foarte important. Are acasă o fetiță de 2 ani, căreia eu îi datorez câteva 10 de cutii de bomboane pentru toate nopțile pe care Camelia le-a petrecut în montaj și ea este omul care deschide în această seară Reporterii Realității. Să vedem materialul, mi se pare cel mai cinstit, și apoi vom afla cum ai ajuns să strângi atât de multe informații, Camelia. Oameni nevinovați care au trecut într-o clipă de la lumină la întuneric, din păcate strigătul lor de neputință din spatele gratilor a fost mult prea târziu auzit. Dacă Marcel Țundrea ar mai fi trăit, și-ar fi dorit să-l privească în ochi pe procurorul care i-a schimbat destinul. Părerea mea e că mai sunt și procurori, și judecători, și polițiști corecți. Nu știu câți ori fi, puțin, mulți, dar sunt. Dar nenorocul meu a fost că n-am dat de ei până acum. Marcel Țundrea a fost banda neagră de pe ochii justiției. Mai multe cotidiene și televiziuni centrale au făcut ca povestea lui să fie auzită de toată lumea. A fost numit chiar omul zilei, dar putea fi numit fără tăgadă omul secolului. Cazul Țundrea a fost cea mai mare palmă luată de justiția română după Revoluție. Este cel mai grav caz de eroare judiciară produs în România. O pată de rușine pe care nimeni nu va reuși să o șteargă vreodată nici peste cadavrul lui Țundrea. A fost condamnat în 1992 la 25 de ani de închisoare, deoarece magistrații l-au găsit vinovat pentru violarea și uciderea Mioarei Gherasie, în vârstă de 14 ani, din satul Pojogeni, județul Gorj. A formulat peste 100 de cereri și memorii cu privire la faptul că nu este el autorul acelei fapte. A negat tot timpul că ar fi comis faptele, iar după 12 ani de temniță, în mai 2004, a fost eliberat după aceste memorii către aceiași magistrați care-i hotărâseră soarta în urmă cu mulți ani. Învățase de mic să le scrie, căci Ilie Țundrea, tatălui Marcel, fost ofițer de artilerie aeriană, ce a făcut cu onoare servicii armatei române în Odesa și Crimea, fusese și el condamnat de regimul comunist la 20 de ani de temniță grea la Poarta Albă și Aiud. M-am dus eu cu pachet în august. Și atunci mi-a spus, fă memorii sau încearcă să intri la Ceaușescu, la audiență, că nu mai rezist. Și am făcut un memoriu la Ceaușescu și după vreo lună a fost liberat din nou din prezidenția. Dar Ceaușescu nu mai era ca să-i dea și lui șansa de a-i fi luate în seamă memoriile în care menționa că este nevinovat. În mod sinistru, preia destinul tatălui său 3 decenii mai târziu. Auzise de testul ADN și își pusese multe speranțe în el. Și în oameni. Un singur procuror îi acordă această șansă care avea să-i și deschidă ușa temniței. Marcel Țundrea este eliberat în primăvara anului 2004. Rezultatul testului ADN răstoarnă o situație pe care o parafase un întreg sistem judiciar. Pe tamponul vaginal, proba din dosarul încropit în urmă cu 12 ani, nu se afla profilul genetic al celui care plătea nota de plată a altcuiva. M-am luptat cu sistem. Pentru mine e cel mai de preț și libertate. Deși rezultatele testului confirmă că altcineva a comis faptele de care el a fost acuzat, procurorul Ion Diaconescu, cel care a făcut cercetările și a întocmit rechizitoriul, decide că trebuie să separe fapta de viol de cea de crimă și să mențină acuzația de omor în continuare împotriva acestuia. Capitolul 1 din Codul de Procedură Penală spune că procesul penal are ca scop constatarea la timp și în mod complet a faptelor care constituie infracțiuni, astfel că orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. Punem pariu că nu e așa? Ne întoarcem cu mult timp în urmă. Fapta de omor a fost stabilită pe baza declarației date de Elena Negrea, vecină cu mama lui Marcel Țundrea. Aflată pe patul de moarte, cu mustrări amarnice de conștiință, Elena Negrea spune în sfârșit adevărul. Am dus la ea și am întrebat-o. Măi, Lenuță, spui că n-ai văzut pe Marcel când a omorât pe fata aia. Nu l-am văzut. Păi dacă nu l-ai văzut, de ce ai spus, Lenuță, că l-ai văzut să bagi om în pușcărie, să zacă atâția ani în pușcărie? De ce ai vorbit ce nu trebuie? Ce de proastă!
satul Pojoge nu are profilul unui sat atipic. Nu sare cu nimic în ochi, nu-i sărac, nici bogat. Oamenii calcă pe urmele destinului dat de ursitoare, iar moartea vine atunci când e programată. Doar că doamna cu coasa a sărit din schemă și a venit pe neașteptate. Tributul a fost scump și stropit din plin cu sânge. I-a înțepat ochii cu cuțitul, i-a băgat nisip pe beregată, i-a băgat piatră în gură, a violat-o. După ce Mioara Gheras este găsită moartă pe malul apei în care clătea niște rufe, după ce Țundrea este dus la pușcărie, în Pojogeni parcă se deschide sezonul crimelor. Prima crimă a fost mama mea, Luca Floare. Pe urmă au urmat și altele. O bătrână din satul de jos, Cătălina, care s-a găsit arsă în casă. O fată de la Comănești, care tot așa s-a găsit moartă în casă, și că înfiptă cu cuțitul în burtă. Ișvan. Oricum au fost multe crime aici băgate, dar autor, nu știu. Satul devine scena unui șir de 5 crime. Vătaful legii peste toate 5 este celebrul de acum Ion Diaconescu, procurorul care l-a aruncat pe Țundrea în temniță. În 1993, Luca Floarea este găsită moartă la marginea drumului. Fusese violată și apoi bătută crunt. Iată, domn, iată crucea. O vedeți aici, uite că e crucea de țară. Aici au murit-o. Și acolo a dus-o. Acolo a pisat-o, pielea goală, poate a propusat și de-a mort. Deși se conturează profilul psihologic al unui criminal ce ucide cu bestialitate o femeie după ce fusese violată, pe Țundrea nu-l mai poate acuza nimeni. Avea cel mai tare alibi. Era în pușcărie. Același modus operandi, adică pe fondul probabil al consumului de băuturi alcoolice, autorul acelor fapte viola victime, după care le suprima viața. Gura satului parcă se deschide dintr-o dată, după ani de muțenie. În dimineața zilei de 16 octombrie 1993, la un an și 4 luni de la arestarea lui Marcel Țundrea, o nouă crimă înfiorătoare zguduie satul. Ecaterina Diaconescu, de 84 de ani, a fost găsită arsă în casă după ce în prealabil fusese dezbrăcată. Femeia avea multiple răni, iar pe gât se vedeau urme de sugrumare. Se petrecuseră 3 crime, cu același mod clar de operare. Viol urmat de moartea violentă a victimei. Dosarul ajunge la același procuror, Ion Diaconescu. Și, culmea ironiei, și acesta se clasează cu autor necunoscut. 2 luni și jumătate mai târziu, tot aici, o altă femeie violată și apoi omorâtă cu cuțitul este găsită lângă casa în care locuia cu fratele ei. Un nou râmar al României se pare că își făcea de cap în Pojogeni, nestingherit. Au fost 4 cazuri de crime, una pe coasta aia, pe deal, una aici am sat. Așa, și a mai fost. Deci vă patru toate. Cum a murit ăla? Tăiat-o la gât. A tăiat-o la gât. Nici un cuțit băgat în burtă. Ce au bănuit oamenii? Ce să bănuiesc? Prima dată m-a bănuit pe mine, a văzut că nu sunt. La urmă pe ăsta, pe gelul, pe Avram. Îi se spune gelul. Un diminutiv cu minte de la Gheorghe Avram. El este pentru puțin timp și principalul suspect al celei de-a 4-a crime investigate de același Ion Diaconescu de la parchetul din Târgu Jiu. Pentru puțin timp, pentru că procurorul Diaconescu găsește vinovat 10 ani mai târziu pe un oarecare Arpad Maila din Târgu Secuiesc, mort și îngropat încă din 1997. Am prieteni pe cuțit și pe găleata care a fost lângă ea și cu pătura care a fost coperită. N-a găsit și poliția nimic. Nimeni nu s-a ținut de ei. Tot ăsta de capul, dacă el a omorât atâta lume pe cea. Proaspăt ieșit din vizorul anchetatorului Diaconescu, Gheorghe Avram se însoară. Între timp însă face și o crimă, pentru care este descoperit. Organele de poliție nu-l deranjează în sfânta zi a tainei cununiei că nu se face. Așa că îl așteaptă să se înfrupte din plăcerile nunții și a doua zi îl și arestează pentru uciderea lui Mircea Călescu. Pe Gheorghe Avram l-au bănuit lumea pe unde, nu știu, când s-a întâmplat cu Mircea, cu Călescu. De atunci s-a aflat că Mircea Călescu a fost omorât de Avram. Deci mama murise, deci și celelalte crime erau moarte de mult. Nu cunosc, doamne, nimica, dumneavoastră, nu cunosc nimica, dacă eu nu era mic să mă țin de pe el. Rămân la convingerea că el ar fi autorul și cu mama. În sat sunt mulți martori care își amintesc că l-au văzut pe Gheorghe Avram dându-i un săpun Mioarei Gherasie când spăla rufele la râu, înainte de a fi omorâtă. Acesta este de altfel și ultimul care o vede în viață pe fetiță. Avram Gheorghe a fost audiat încă din primele etape ale urmăririi penale care s-a desfășurat în cauză, adică în cursul anului 1992.
Și deși au fost derulate mai multe activități față de el, adică s-a efectuat și o percheziție domiciliară, a fost audiată mama lui, aceste acte nu au fost atașate la dosarul care a fost înaintat instanței de judecată. Deși procedura de lucru presupune ca ultimul om care o vede în viață pe victimă să fie inclus în cercul suspecților, Diaconescu face scăpat pe Avram. Am preluat cauza în anul 2010 și atunci ne-am dat seama că Avram Gheorghe trebuia inclus în cercul suspecților încă din acea perioadă. Dar nimeni nu cere efectuarea probei ADN lui Avram Gheorghe, deși încă de pe atunci tatăl Mioarei Gherasie a mirosit cu nasul lui de om simplu. Avram, din Comânești, el i-a căutat un stăpân la cineva și i-a dat fete și cred că au omorât. Cu mine s-a comportat destul de bine, n-am avut treabă cu el. Nu m-a bătut niciodată, nu m-a jignit niciodată, nu. Nu am avut treabă cu el. Un adevărat domn, Gheorghe Avram, după cum îl descrie soția. După nuntă, ironia sorții face ca Avram să împartă întunericul celulei cu Țundre. Și nu numai celula răcoroasă împărțeau cei doi, ci și pachetele trimise de acasă. Vorbeam și cu mama lui Marcel, mergeam cu pachete, că și ăsta era arestat și ăla era arestat. Și ea mergea la Marcel și vorbeam ce face Alenuță, zice, Marcel spune că nu-i vinovat, zice. Ca într-un film suprarealist, cei doi respirau același dram de aer și povesteau diverse. Ce-or fi vorbit în pușcărie, numai ei doi știu. Un lucru însă a fost cert în tot acest timp. Sezonul crimelor din Pojojeni se terminase brusc. Nimeni nu a mai murit acolo decât de moarte bună și de ce o mai fi lăsat Dumnezeu pe pământ. Nici acest aspect nu le-a dat de gândit anchetatorilor. Anii au trecut, iar uitarea s-a așezat în sat. Rudele victimelor și-au oblojit rănile sufletești, iar viața părea să intre pe făgașul ei în Pojojeni. Singurul schingiuit sufletește într-o celulă rămâne Marcel Țundrea. După 12 ani de pușcărie, este eliberat. Abia acum devine omul zilei. Nu-mi place vedetismul ăsta, nu mi-a plăcut niciodată. Să zic popularitate, dacă aș fi fost, mai știu eu, un om de valoare. Dar așa, considera 12 ani o lichea. Țundrea l-a indicat în nenumărate rânduri pe Gheorghe Avram ca fiind autorul crimei pentru care a făcut pușcărie. Și el și sătenii care n-au putut uita calvarul crimelor din Pojojeni. Dar vașnicul procuror nu pare a fi interesat de găsirea adevăratului vinovat, ci caută să-l înfunde în pușcărie în continuare pe Marcel Țundrea. Mai ales că acesta din urmă afirmă public că va cere despăgubiri statului român pentru cei 12 ani petrecuți în carceră. Presa-l face celebru, dar continuă să rămână sărac. Am primit o adresă în care domnul ministru ar fi disponibil să discute cu mine. Se poate să vă programăm noi, ca direcție judiciară, sunați la direcția relației cu publicul și vă îndruma ei unde trebuie să mergeți ca să vă înscrieți la audiență la mine. Dacă dânsul nu vrea să discute cu mine, să știți că nu e mare problemă. Judiciară asta nu e vorba că discută sau nu discută, dar nu pot să vă dau un director la telefon să negocieze cu dumneavoastră. Trebuie să veniți și să mergeți la direcția relației cu publicul, pentru că ei sunt singurii care fac programări la audiență la domnul ministru. Deci noi, ca direcție judiciară, nu putem. Înțelegeți? Da, doamnă, vin să știți că sunt foarte bogat. Vin din Târgu Jiu la București. Bun, dați telefon. Adică îmi trimite direcția judiciară și dumneavoastră mă trimiteți la relații cu publicul. Păi noi nu putem, domnule, să vă înscriem la audiență la ministru. De ce nu înțelegeți? Bine, doamnă, vă mulțumesc. Îi mulțumesc și lui domnul ministru. Vedeți, asta a fost de imagine. Până să apuce Țundrea să dovedească faptul că crima nu este comisă de el, se stinge în spital. Nenorocite. Nenorocite. Le ajunsase în criminal să moare copiii oamenilor. Acum, Marcel Țundrea împarte sinistru aleile cimitirului cu cea pentru care a fost condamnat pe nedrept la 12 ani de închisoare, Mioara Gherasie. Tot în aceeași companie stau și Luca Floarea, Ecaterina Diaconescu, Elena Chivulescu și Mircea Călescu. Ca un titlu informativ este că și pe infracțiunea de omor, Tribunalul Brașov l-a achitat pe răposatul Țundrea Marcel. Timpul a trecut și nu s-a făcut nimic pentru restabilirea adevărului, acelui unic adevăr în numele căruia justiția ar trebui să existe, dar
Gheorghe Avram părăsește și el celula pe care o împărțise cu Țundrea. Acolo a stat 14 ani. Acum un an și jumătate a fost eliberat. Soția cu care a fost însurat doar o zi, divorțase de mult. De la moartea Mioarei Gherasie s-au scurs 17 ani. Acum... A lucrat, să știți că mergea pingă casă. A lucrat și s-a dus la oameni la muncă. Profilul ADN al lui Gheorghe Avram este în cele din urmă găsit și se confirmă că el este adevăratul autor al faptelor de viol și de omor săvârșite asupra Mioarei. Da, am făcut tu. Să-și o trag. Ce să-i fac? Eu n-am nicio putere. Ce să-i fac? L-am învățat mai de bine, i-am zis să fie cu minte, să nu facă prostii, să nu facă rele. Din nefericire, la noi omorul se prescrie după 15 ani. Pentru că nimeni nu s-a grăbit să-l găsească pe făptaș în tot acest timp. Pardon, îl găsise de fapt Țundrea, nu procurorii. În rest, viața lui Avram își vede în continuare de treabă. Iar soarta lui îi spune că are noroc în dragoste. Dar nu v-a fost teamă să trăiți cu el, nu, știind că a fost arestat pentru... Nu mi-a fost frică. Toate mi-au zis, nu, ce frică să stai cu el, nu mi-e frică. Iulia Curele este cu 12 ani mai mare decât el și de un an și jumătate se iubește cu Gheorghe Avram în această cămăruță mică, oferită de primăria orașului Țicleni, unde și lucrează ca femeie de serviciu. Eu nu știu ce fac pe capul. Procurorul Ion Diaconescu, eminența cenușie a parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, a schimbat în mod nefast viața mai multor oameni. Pe baza unor rechizitorii întocmite, fără a respecta nici cele mai elementare prevederi legale, mai mulți oameni au ajuns în pușcărie, au stat câțiva ani, pentru ca mai târziu să fie achitați. Materialul cu care debutează Reporterii Realității este așadar cazul Țundrea, un caz intens dezbătut de-a lungul timpului, niciodată încheiat. Un om care a stat 12 ani în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o. Colega mea, Camelia Moise, cea care a realizat acest material, este, vă spuneam, alături de noi. Camelia, sunt multe elemente neobișnuite în acest caz, neîncheiat încă. Unul dintre ele, durata sa. Tu ai urmărit acest caz de 5 ani. De 5 adică ani e cam atât cât e nevoie să se prescrie vina procurorului care a făcut rechizitoriul pe baza căruia, da, a fost... Singura vină pe care putea să fie stabilit ar fi abuzul în serviciu. Și abuzul în serviciu în 5 ani se prescrie, deci nu mai... Ce ai descoperit în cei 5 ani și te-a frapat? Eu am făcut facultate de drept înainte și am făcut și puțină criminalistică și am constatat că în acest dosar s-a lucrat cumva, nu știu, s-au încărcat toate normele deontologice și toate procedurile posibile și imposibile pe care le poate încălca un criminalist. Sigur că domnul Diaconescu s-a ocupat de tot ce a însemnat omoruri, crime și omoruri în zona, în Târgu Jiu și în împrejurimi. Și ducându-mă acolo, am descoperit că sunt mult mai multe cazuri. Noi nu putem să facem un serial Ion Diaconescu, dar sunt mult mai multe cazuri de oameni care au fost condamnați, au făcut pușcărie o perioadă de câțiva ani și apoi au obținut hotărâri definitive de la Curtea Supremă. Dar de unde vine, Camelia, încăpățânarea asta? Că nu poate fi decât o încăpățânare ca tu ca jurnalist 5 ani de zile să n-ai somn în condițiile în care Marcel Țundrea era mort, Dumnezeu să-l ierte, iar cazul aproape oale și ulcele, închis aproape. Știi, ar fi mai comod să ne ocupăm de lucruri minore, dar mă gândesc că un magistrat, singura lui rațiune ar fi restabilirea adevărului. Și teoretic. Teoretic, da. Și acum am dat de domnul Ion Diaconescu, reprezentat de fapt lupul stăpân la oi. Ai dat de el, dar ai reușit să și vorbești cu el? L-am curtat câteva zile, am intrat și în parchet, bineînțeles că ne-a refuzat. Singura posibilitate a fost să-l pândim și noi în parcarea de vis-a-vis. Sigur că s-a prins, că e abil și are meseria pe care o are. Și a refuzat de fiecare dată să vorbească cu voi? Da, a refuzat. Mail-uri, telefoane, toate căile posibile și imposibile. Singura modalitate a fost să-l pândim pur și simplu când pleca. Și o să vedeți, în partea a doua am reușit să surprindem. Un dosar la Indigo cu cel al lui Țundrea, doar că de asta dată criminalul este în libertate. Veți vedea în partea a doua acestui reportaj, după publicitate. Amy Winehouse, câștigătoarea 5 premii Grammy, vine pentru prima dată la București într-un concert live pe stadionul Iolanda Balas Shutter pe 15 august. Bilete prin rețeaua Eventim, un concert organizat de Events și susținut de Juke Premium, berea oficială a muzicii live. Iubitule, m-am întors! Creditul s-a aprobat! Da?
Așa rapid? O, da! Cu cine faceți banking? Cu BCR? Contează cu cine faci banking. Creditul cu aprobare rapidă Divers BCR. Aplică până la 16 iunie și poți avea cea mai mică rată fixă și 0% comisioane. BCR. Gândim la fel. Chest to chest. Există o cremă de îngrijire a pielii în care oamenii au încredere de 100 de ani, generație după generație. So how come when I reach out my finger, it seems like more than distance between us. Nivea, 100 de ani de grijă pentru piele, pentru viață. A fost odată un oraș pe care îl stăpânea o pompă malefică. Atunci a venit omulețul Michelin care le-a reamintit tuturor că anvelopele potrivite schimbă totul. Anvelopele Michelin sunt mai eficiente. Michelin, un mod mai bun de a avansa. Repede! Ai doar 15 secunde să afli cea mai tare ofertă a momentului. Renault Symbol cu ABS, direcție asistată, aer condiționat și 4 ani garanție la prețul special de 5.400 de euro cu TVA. De 5 ori mai multă luptă. De 5 ori mai multă glorie. De 5 ori mai multe lacrimi. De 5 ori mai mult spectacol. De 5 ori mai multă bucurie. Ia-ți Dolce HD și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Acum ai Dolce Sport HD, canalul de sport unde trăiești toate marile competiții la calitate High Definition. Treci pe HD cu 2,5 euro pe lună. Romtelecom. Împreună acasă. Cu fiecare pas înainte, Bramac stabilește noi standarde în inovarea suprafețelor acoperișurilor. Novo înseamnă o suprafață elegantă, culoare rezistentă, protecție împotriva depunerilor. Ideal pentru renovări, Novo este noul standard al suprafețelor țiglelor Bramac. Bramac inovează suprafețele. Spune-i acoperișului pe nume Bramac. Tutut! Ding, ding! Ding, ding! De 500 de metri virați la stânga. Îți dorești o mașină complet echipată? Profită de noua ofertă Citroen C1 de la 4.990 euro cu TVA și 3 tichete incluse. Citroen. Creative Technology. Iată de multă bucurie e un drum pe care voi porni. Iată de bine să ai vise care se vor îndepli. Iată de multă bucurie e un drum pe care voi porni. Iată de bine să... Alege refinanțarea de la Millennium Bank. Ratele mici aduc marile bucurii. Millennium Bank. Viața ne inspiră. Câștigați dacă trimiteți 2 capișoane cotnari. Pentru noi, Cornelia și Lupurednic, cotnari e vinul de aur. Profita acum de oferta senzațională Chevrolet Aveo Sedan. 5 ani garanție, aer condiționat și 5 plinuri de carburant de la 5.500 de euro. Ai auzit de o ofertă mai bună? Chevrolet. Avem rast, am vizitat, materiale am încercat. Sunt pronunțe românești, tu împărăși și nu greșești. Fabrica e cea mai tare, altă țară așa nu are. Calitate garantată, doar construcții de durată. Termosisteme complete de la Adeplast. Procurorul Ion Diaconescu, eminența cenușie a parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, a schimbat în mod nefast viața mai multor oameni. Pe baza unor rechizitorii întocmite, fără a respecta niște cele mai elementare prevederi legale, mai mulți oameni au ajuns în pușcărie, au stat câțiva ani, pentru ca mai târziu să fie achitați. Curtea Europeană a declarat statul român vinovat pentru mai multe dintre soluțiile date la Târgu Jiu. Cazul Țundrea a fost monitorizat de Romanian Imprisonment Watch, organism care a criticat vehement modul în care procurorul Diaconescu a făcut ancheta. Țundrea nu e singurul vinovat fără vină condamnat pe nedrept de acest procuror. Un șir întreg de oameni care n-au omorât niciodată pe nimeni umplea pușcăriile după pledoaria procurorului Diaconescu. Sunt foarte multe cazuri în Gorj când ajung oameni în pușcărie nevinovați.
ies din pușcărie și cer drepturile. Uneori chiar își reușesc să-și câștige dreptatea. Cel puțin ultima instanță, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, îi dau dreptate și măcar atunci putem și noi să credem că au dreptate. Acolo mă aștepta domnul procuror de Iaconescu. Și când i-am spus, uite, domnule, în ce hală arăt, cum m-au bătut, cum... A început el să mă lovească. Că nu-i... că... ce, nu-l detără de ajuns și chestii de ăștia. Arestat pentru omor, Mădălin Tomulescu a petrecut 2 ani și 9 luni în spatele gratiilor. Aici a fost crima, la care copilul meu e presupus criminal. O crimă cu sânge rece oripila pe 12 martie 2002, locuitorii satului Tămășești de lângă Târgu Jiu. Un cioban angajat al unui localnic, pe nume Alin Jurș, a fost găsit decapitat și cu pantaloni în vine pe câmpul în care păștea oile. Cel care l-a găsit a fost chiar șeful lui. Jos, culcat, cu capul tăiat definitiv. Și m-au bătut, m-au torturat până am spus că eu am făcut crimă. Mădălin Tomulescu fusese și el pe câmp, trimis de mama sa, în Luncă, să vadă dacă a fost arat un teren aflat în apropierea locului în care a fost găsit cadavrul. Tot pe la acea oră, un martor susține că... Pe cine ați văzut dumneavoastră ducându-se către locul crimei? Jurș, cum îl cheamă? Jurș sau... Jurș, pe Alin. Pe el, da, da. El cu bicicleta a trecut înapoi pe lângă noi. Nu ne-a zis nimic, ca... a trecut pasiv, se scrie, doamna, declară și la poliție toate, și la procuratură, și peste tot. La fel ca și alți martori, și Ion Șendroiu a fost chemat la poliție să spună ce știe. Șendroiu spune că înainte de a da declarație a fost acostat de Alin Jurș, care i-a pus în vedere să nu spună că s-a întâlnit cu el pe drum, ca să nu intre și el în belele. În procesul de cercetare la locul crimei, se precizează că victima avea pantalonii deschiați la șliț și trași în jos, până sub șoldul stâng. Niciun organ de cercetare, cu atât mai mult Ion Diaconescu, nu a acordat importanța acestui lucru și nu s-a verificat dacă victima fusese agresată sexual înainte sau după moartea sa. În mod nejustificat, nu s-au prelevat probe de la victimă, deși exista posibilitatea, numai dacă în cazul țintă cu revizuirea că a murit victima, nu se mai pot preleva probe, nu se mai pot compara și așa mai departe. Cine știe, poate că teama de probe biologice a venit chiar atunci, pentru că, tot în acea perioadă, Sundrea începuse să facă memorii și să invoce proba ADN. Toate necazurile procurorului Diaconescu s-au tras de la nefericita probă ce conținea profilul genetic al unui alt făptaș. Lipsește, practic, cea mai importantă dovadă care ar fi demonstrat că au avut loc relații homosexuale și că ascunderea acestora a dus la crimă, este lipsa tamponului rectal. La întocmirea procesului verbal de cercetare la fața locului, drept martor a fost folosit chiar Alin Jurș, cel care fusese văzut pe lângă locul crimei, fără să mai existe o a doua persoană, așa cum cere legea. Ca și la Țundrea, este ultima persoană care o vede pe victimă în viață. În timpul detenției, Mădălin primește un bilet de la un coleg de închisoare care îi povestește că un alt cioban arestat care a lucrat pentru Alin Jurș l-a agresat sexual de 2-3 ori. După câteva zile s-a dus la el să-i ceară bani și iar i-a propus iarăși să facă sex și copilul a refuzat. Iar acesta a zis că dacă mai vine la el la poartă, îi despigă capul de pe umeri cu toporul. Câți bani a fost acolo, dar asta mai mult de o lună. De ce? Nu știu ce fi avut. Sunteți mama lui Alin? Da. Unde e Alin acum? E plecat în oraș. Alin Jurș pare de negăsit. L-am căutat o zi întreagă în toate locurile în care ar fi putut să fie cu turma la păscut. Știa că o echipă de filmare îl caută de 2 zile prin sat. În legătură cu crima de acum mai mulți ani. Sau domnișoare ce trebuie. Fii atent ce spune unul tare. Eu i-am spus în față lui. Bă, tu l-ai omorât pe ăla. Nu bea, nu fumează sau să aibă scandaluri cu cineva, nu. Mi-e dur când mă duc la el la pachet și îl văd așa albit și îmbătrânit la vârsta lui. Fiecare mamă își apără copilul cum poate sau cum se pricepe. Mama lui Mădălin Tomulescu știe însă că mâna dreaptă a copilului ei, cea cu care ar fi trebuit să ia capul ciobanului cu toporul, a avut tendoanele și nervii secționați de când era mic. Sugeam lapte cu biberonul și am căzut cu sticla mână. M-am tăiat și așa a rămas. Infirm pe mâna dreaptă, de la 2 ani și jumătate, ce să vă mai zic, decât criminalul în libertate. Cu toate acestea,
Procurorul Ion Diaconescu nu a căutat să precizeze în rechizitoriu cu ce mână a ținut criminalul toporul. După 2 ani și 8 luni de pușcărie, din lipsă de probe, Curtea de Apel Craiova, o instanță devenită între timp ceva mai atentă, îl achită pe Mădălin Tomulescu și îl pune în libertate. Miorița are la activ vreo 2000 de variante, plus una dacă o numărăm și pe cea petrecută în satul Tămășești de lângă Târgu Jiu. În cazul Mădălin Tomulescu, unde tânărul i s-a pus în cârtă o crimă pe care nu a comis-o, după ce instanța a decis că autorul este altul și nu el, anchetatorii fac cercetări nu pentru prinderea adevăratului autor, ci strâng probe pentru a arăta că Tomulescu este de fapt autorul. De ce? Pentru că și Tomulescu, ca și Țundrea, afirmă public în ziarele locale, cam în aceeași perioadă, că vor cere despăgubiri statului român. Dubios e faptul că în momentul în care a afirmat public că va cere daune statului român, i s-a înscenat un alt caz penal, în urma căruia a ajuns în pușcărie. Nu intrăm în amănuntele penale ale acestui al doilea caz, însă de reținut este faptul că unicul martor al întâmplării nu este altcineva decât mai vechea noastră cunoștință, Alin Jurj. Și în primul caz și în acesta apare un nume, Jurj. Deși Tomulescu fusese achitat de Curtea de Apel Craiova, procurorul dispune trimiterea în judecată în stare de arest preventiv. Și în ultima instanță am fost condamnat 4 ani pentru lipsă de libertate. Bună seara, Alin Jurj. Da. Camelia Moise de la Realitatea TV te caut, Alin. Vreau să ne întâlnim. S-a făcut cercetări. Deci fiecare e cu treaba lui. Să vă știți ce aveți de făcut dumneavoastră, în hârtiile dumneavoastră, în poze dumneavoastră, un mulțumesc de asta la nimic. Asta este mai mult. Vreau să sunteți datori că să luați niște bani. Așa că mie nu mă interesează, n-am ce câștigă, n-am ce pierde de la altă. Și cu asta v-am încheiat și v-am închis telefonul. Un bun magistrat ar trebui să aibă înțelepciunea lui Solomon, logica lui Aristotel, răbdarea lui Hristos, rigurozitatea științifică a lui Pasteur, inventivitatea lui Edison. Această definiție nu ne aparține. Ea se află în manualul de criminalistică pe care orice student al facultății de drept e obligat măcar să-l parcurgă, dacă nu chiar să-l aprofundeze. Nenorocite. Ne-a ajuns să fim criminali să moare copiii oamenilor. Și cine e vinovat să-i deschidă Dumnezeu calea, să spună eu sunt vinovat și exact cum a făcut bătrâna cu Țundrea. Când s-a văzut că e pe moarte, a spus că nu-i Țundrea vinovat. Dar după cât? După 12 ani? Vedeți, domnule, asta a fost de imagine. Numeroase dosare soluționate în mod efectuos au ajuns în atenția magistraților CEDO. Despăgubirile morale nu pot șterge însă anii pierduți în mucegaiul temnițelor și nici pe morți de la groapă nu-i mai întoarce nimeni. În cazul lui Marcel Țundrea, pentru adevăratul vinovat de crima Mioarei Gherasie, a intervenit prescripția. Acum, procurorii au redeschis dosarul și... Vom încerca să susținem în fața instanței de judecată suspendarea prescripției răspunderii penale, care este o instituție neinvocată în practica judiciară până în prezent și care sperăm să convingă judecătorul că, în realitate, după data condamnării definitive a lui Țundrea Marcel, organele de urmărire penală au fost în imposibilitatea de a mai derula alte activități față de o altă persoană. Dacă la Gheorghe Avram procurorii au motive să se lupte cu prescripția, în cazul Mădălin Tomulescu nu. La acesta, din urmă, mai e puțin. Deși chiar și în acest caz este vorba de un criminal deosebit de periculos, nimeni nu-l mai caută. Trăiește nestingherit printre noi și printre oi. L-am căutat pe Ion Diaconescu, convinși fiind că un magistrat adevărat ar putea să se apere în primul rând pe el. Sunteți de acord să stați câteva minute cu noi să vorbim despre niște lucruri? Nu pot să discut despre lucruri care nu sunt definitive. Stați un pic. Domnul Diaconescu, vreau să vorbim despre un lucru care s-a terminat de mult. Este vorba de cazul Tomulescu. De ce fugiți de noi? Vă rog frumos, 2 minute. Vreau să vă întreb, pe noastră v-a mustrat în vreun moment conștiința pentru toate lucrurile care au fost afirmate în presă? De ce ne refuzați și nu vreți să vorbiți cu noi? Nu putem cuantifica pagubele pe care statul român trebuie să le suporte din cauza incompetenței acestui om.
Dacă adunăm zilele de pușcărie pe care fiecare dintre acești oameni le-au făcut degeaba și înmulțim cu cât costă o zi de detenție, adunăm cu cele câteva zeci de miliarde pe care același stat român le-a plătit și trebuie să le plătească în continuare ca și despăgubiri, dacă mai adăugăm și faptul că tot statul român îl retribuie pe Ion Diaconescu de câțiva ani cu o pensie de peste 100 de milioane lei vechi pe lună, tragem concluzia și ajungem la o sumă de peste 13.568.000 de lei vechi. Am făcut calculul și ne ieși suma de aproximativ 7% din bugetul Ministerului Justiției pe 2010. Banii aceștia îi suportă fiecare dintre noi. Camelia, cazul Țundre a fost închis, apoi redeschis. Din punct de vedere juridic, el nu este încheiat. Pentru Țundre nu mai are nicio relevanță verdictul, el e mort. Explică-ne totuși de ce e important ca acest caz să aibă o concluzie în justiție. Sigur, pentru el nu mai are nicio importanță. Stăteam și mă gândeam în moment ce difuzați materialul. Mi-ar fi plăcut să fie undeva, să știe că oamenii se gândesc la ceea ce i s-a întâmplat lui. Are mare importanță pentru noi. Noi trebuie să avem încredere în instituția numită Justiția Română. M-am întors frustrată social în primul moment când am filmat acum 5 ani și asta a născut în mine dorința de a încerca să văd dacă cineva îl mai caută pe acela Avram. Nu știu dacă ați sesizat, eu am uitat să pun într-un colț arhivă. Tatăl Mioarei Gherasie spunea încă de acum 5-6 ani că îl bănuiește pe Avram și tot satul. Eu vreau să întreb pe Cătălina Hopărteanu, colega noastră de la eveniment, care e specialistă în justiție. Cătălina, din punct de vedere juridic, ce chichițe sunt sau ar trebui să fie astfel încât adevăratul criminal să plătească fapta pe care a făcut-o? Procurorii au încercat să găsească o modalitate de a-l scăpa de a-l condamna pe Gheorghe Avram. Ei au spus că prescripția s-a suspendat în momentul în care a fost condamnat nevinovat Marcel Țundrea, cel care, de fapt, nu era vinovat pentru aceste fapte. Și atunci ar putea ca Gheorghe Avram să fie condamnat. Asta doar dacă judecătorii consideră la fel ca și procurorii și îl condamnă în momentul în care se va termina acest proces, pentru că Gheorghe Avram a fost trimis în judecată în stare de libertate în acest proces. El e însă arestat într-un alt dosar după ce a lovit cu mașina o persoană în timp ce conducea băut la bord. Mulțumesc, Cătălina. Cu adevărat, justiția e oarbă. Cătălina Hopărtean, Camelia Moise, mulțumesc foarte mult! Care a fost cel mai haios moment de la convenție pe care l-a surprins? Varză! La cură! La cură? Da, de ce? Să nu faceți asta diseară! Urmează la Mega Story. Schimbare de registru acum. Fiecare dintre noi pe parcursul vieții poartă câte o mască. E felul nostru de a ne proteja de ceilalți, adeseori și când nu trebuie. Astăzi, la Reporterii Realității, masca e doar un accesoriu. E pretextul pentru o poveste venețiană. Mirela. Imaginați-vă că, în această seară, evadați din locul în care sunteți, de mână cu o mască. Și vă lăsați furtați în voia ei acolo unde n-ați fost poate niciodată. Prin cele două fante de lumină, un oraș necunoscut vă privește tot printr-o mască. Plouă, miroase mucegai și a umezeală, iar undeva, nu tocmai departe, cineva cântă o canțonetă. Bine ați venit la Carnaval! Veneția este locul în care evadau din cotidian acum 900 de ani negustorii italieni. Cu masca pe față se pierdeau în euforia sărbătorii. Je trouve que c'est exceptionnel, c'est une ville qui est magnifique, magnifique. Carnavalul evocă prin esența lui bucuria de a trăi. Masca era și atunci, ca și acum, biletul de intrare în această lume a evadării de sine. Quel sentiment que la masque vous donne? Un sentiment de sécurité parce qu'on est caché derrière, un sentiment de puissance également. On est intouchable. Quand on arrive, les gens ils s'écartent devant nous quand on est en costume. Pour moi, il donne de la joie, même s'il a une larme, c'est une larme de joie, ce sont des pleurs qui sont
qui représente un sourire. Mascat, un biet vânzător ar fi putut fi confundat cu un nobil sau viceversa. Membrii Inchiziției și spionii puneau întrebări măștilor, fără teama că identitatea le-ar fi descoperită. Un fel de serviciu secret care funcționa undercover o dată pe an și care nu trimitea pe nimeni în temnițele reci. Pentru că la carnaval, oricine putea fi oricine. Nu o să ghiciți niciodată. Sub această mască albă se ascunde de pildă o franțuzoaică de 47 de ani. În viața de zi cu zi, Marie-Claude este inginer în telecomunicații. Tot restul anului, zilele ei curg în același ritm. Însă cu fiecare zi care trece, masca ei de carnaval se conturează. Lucrează tot anul pentru a veni la Veneția cu un costum care să ia ochii turiștilor. De mai bine de 12 ani este fidelă acestei evadări, care o umple de energie și de bucurie. O pasiune costisitoare, ar spune unii, de vreme ce costumul o costă o mică avere de ordinul miilor de euro. Însă totul compensează cu sentimentul că este centrul unui mic univers. On peut pas donner prix, comme je vous disais ce matin. On achète tout au long de la journée, tout au long de l'année, tout au long de la journée de l'année. On achète des bagues, on achète des plumes, on achète des pierres, on achète. Masca ne poartă mai departe pe canalele strânte, printre gondolele ce alunecă pe ape cu siluetele lor negre și elegante. La fiecare colț însă ți se poate arăta un nou personaj, de fiecare dată unul mai surprinzător decât altul. Johnny Depp a plecat la vânătoare de doamne. Deși prin mască e greu să le ghicească chipul, va alege cu siguranță o mască frumoasă cu care să se piardă pe străzile întortocheate ale Veneției. Pentru el, premiul nu va fi primit pentru cea mai bună mască, ci pentru cuceriri. Voglio essere Johnny Depp, voglio far impazzire le donne. È un costume, che un personaggio che amo molto, è un costume che ho lavorato bene e parecchi mesi. Dincolo de euforia carnavalului, prin mască se vede și fața nevăzută a sărbătorii. Oamenii locului, obișnuiți de sute de ani cu sărbătoarea măștilor, inventează rețete pentru zâmbetele turiștilor. Iar gazele se transformă, cât ai dat masca jos, în cei mai savuroși povestitori. Ajutați de o limbă cântată, cu accente clare, parcă pe vocalele cele mai dulci, venețienii te poartă într-o lume desprinsă din alte vremuri. E bello? Sì. Gente stravagante, strana. Poi c'era uno vestito da Lucifero e diceva ah! Poi è caduto per terra e quando gli hanno alzato su era ubriaco marcio, Comunque simpaticissimi. Poi ci sono anche quei certi gay strani. Ciao, hello. E tutti quanti li prendono in mano. Baciami, no, io non posso perché sono impegnato. Ho trovato delle persone molto simpatiche. E poi Venezia è affascinata già per se stessa dalla città, hai capito? L'acqua alta, gente che grida, l'altro che scivola, il bambino che tocca il gattino, l'altro fa meow! Dar orașul îndrăgostiților e fascinant în orice anotimp, cu sau fără mască. Cele două coloane bizantine înălțate cu secole în urmă pentru sfinții Marco și Teodoro, patronii spirituale ai orașului, te iau parcă în brațe, ca într-un joc de avați ascunselea cu timpul. Coloanele situate pe malul Grand Canale, cândva locul unde erau executați borfașii, sunt poarta oficială spre Veneția. În piața San Marco niciodată nu găsești un loc liber unde să te așezi, obosit de atâta frumusețe, pentru că piața e plină de măști. Pe la colțuri, artiștii anonimi abia așteaptă să le intri sub pensulă pentru a-ți contura pe față imaginea bucuriei. Come vedete ci sono migliaia e migliaia di persone, di turisti da tutto il mondo, giapponesi, francesi, austriaci, eccetera, eccetera, che probabilmente, insomma, che anzi sicuramente qui si stanno mettendo in gioco, perché ci sono persone, anche ragazze, donne distinte, ben vestite e ben tutte truccate, che però desiderano trasformarsi, farsi fare una maschera. E proprio per entrare nel vivo dello spirito del carnevale. Și dacă atunci când ați acceptat să mergeți în această plimbare alături de o mască, ați fi știut că ea este făcută în România, oare n-ați fi privit prin ea cu un pic de mândrie?
Direct de la Buzău, măștile ajung la Veneția. Câteva sute de oameni le poartă, iar alte câteva sute de mii de oameni le fotografiază. Cea mai frumoasă mască primește însă premiul carnavalului. Palatele venețiene, care scârție parcă din toate încheieturile, răsună de baluri și petreceri, la care măștile invită alte măști la dans ca într-o reverență perfectă. Alte mii de măști șochează prin excentricitate. Măștile se salută elegant, cu gesturi încete, trăgând cu ochiul invidios una către alta, chiar dacă măștile sunt italiene. Abbiamo scelto questo costume perché alla bambina piacciono i cani e soprattutto la carica dei 101 e l'abbiamo fatto fare da mia mamma e niente, questo è il costume che abbiamo scelto. È tradizionale venire mascherati e quindi ci siamo messi in maschera tutti quanti, non solo i bambini, anche mamma e papà. Gondolierul de mai devreme privește amuzat, dar foarte atent, turiștii care se ascund sub mască. Într-o zi, poate, ar putea ghici, doar prin gesturi, cine se ascunde în spatele măștii. Până atunci, face cinste cu o cântare, că doar asta e meseria lui. Con 24.000 baci, tu m-ai portat la folia, in ogni state mille baci, una folia spre dall'ora. Baci d'amore appassionati. Un altul îi răspunde de pe o străduță alăturată. Da, am zis străduță, de vreme ce viața aici se desfășoară pe apă, iar circulație e la fel ca pe șosea. Venețiene pierdute prin cine știe ce codloane umede atestă existența oamenilor mascați încă din secolul al XIII-lea. Pe atunci, masca însemna libertatea prin anularea claselor sociale. Bogații erau bogați doar în spatele măștilor, așa cum săracii nu mai erau săraci. Străinii și italienii se bucurau de petreceri în lanț, de amor liber și jocuri de noroc. Veneția devenea pentru o vreme orașul cel mai libertin din lume, așa cum îl definea Casanova în celebrele lui memorii. În secolul al XVII-lea, purtarea măștii a fost limitată la zilele de carnaval și la banchetele oficiale, pentru că libertinajul mascat devenise un adevărat mod de viață pentru venețieni. Timpul a trecut peste paginile legendelor, iar istoria a așezat carnavalul într-un raft mai cu minte al orașului. Seara coboară ca o canțonetă îngânată sub fereastră, iar orașul din lagună respiră iubire. Mii de lumini se oglindesc în Gran Canale, iar măștile se pregătesc pentru spectacolul nocturn. Noaptea, Veneția își pune și ea altă mască, iar povestea merge mai departe. Quando fa notte, o sole se ne scende. Masca alături de care ați plecat de mână se așează obosită în cui. Sub ea ar fi putut fi oricine, pentru că ăsta e rostul ei. Să vă lase în case misterul unei lumi văzută prin alții. Ai fost vreodată la Veneția în timpul carnavalului? Am fost de foarte multe ori la Veneția și m-am gândit, cred că plec și seara asta după materialul ăsta, clar. În seara asta plec cu ultima cursă spre Veneția. Nu, n-am fost niciodată la carnaval. Am o prietenă la Roma care zice că sunt o jurnalistă de asalt, adică un jurnalist de eveniment. Niciodată nu s-a întâmplat nimic asta la Veneția. Asta e un eveniment. Da, dar nu pentru tipul de reportaje pe care le făceam. Am fost la Veneția întotdeauna în timpul liber, niciodată în timpul serviciului, așa că am avut timp să savurez fascinația Veneției. Pentru că este fascinant. Vezi că tot timpul am trimis pe cineva la fața locului să filmeze. Da, cine a fost de data asta? Eu cred că am fost liberă de câte ori ați trimis voi la Veneția, că niciodată nu m-ați nimerit. N-am avut noroc cu Alexandra Țenea, ea a fost Alexandra, la Veneția. Vino. Împreună cu colegul nostru Augustin Dănăilă, care a preferat să rămână în fața televizorului și îl salut pe Augustin. Și eu salut și l-am chinuit la Veneția, să știi. Sunt absolut convinsă fost că plăcut. L-a chinuit de pricepe. Foarte ați bine, avut la dispoziție 24 de ore să aflați povestea carnavalului, să o descoperiți. Au fost însă 24 de ore în care a plouat continuu, erați uzi până la piele. Au fost 24 de ore nebune, l-am chinuit pe Augustin. La propriu, l-am alergat pe toate străduțele din Veneția, pentru că nu am avut decât 24
4 de ore la dispoziție, am ajuns acolo. Ați găsit acolo. Să luați mai multe, n-ați căutat să luați Nu s-a putut, dar a fost suficient și așa. A fost pentru prima oară când mergeam și eu și el la Veneția și asta a fost cu atât mai minunat, dacă vreți, pentru că am descoperit și noi, așa cum au descoperit poate și telespectatorii, Veneția pentru prima oară la carnaval. Vă spuneam, 24 de ore nebune, am ajuns acolo, ningea, viscolit, nu știam, noi ne gândeam, vai, o nebunie, orașul dintre ape, Veneția, Augustin, Valerin, pregătește-te, o să fie minunat. Am ajuns acolo, vă spun, ne-au dat până la piele, adică în orașul contrast, dintre ape, l-am simțit în contrast noastră, total cu veselia de pe stradă, nu? La piele. Da, și în momentul în care am ajuns în piață și vedeam că oamenii n-au nicio problemă, oamenii veni să se simtă bine la Veneția, la carnaval, dar nu conta că plouă și ce dacă plouă și care e problema? Am și o curiozitate, Alexandra. În toată ziua aia pe care ați petrecut-o voi la Veneția, ai avut timp cu Augustin măcar 5 minute să stai la o terasă și să privești Veneția aia pentru sufletul tău, așa ca turistul, sau ați alergat ca niște nebuni, ca niște jurnaliști nebuni după cadre, după sincroane, după voxuri? Așa l-am păcălit pe Augustin din momentul în care am ajuns în piață. Fii atent, Augustin, filmăm imediat, facem material, nu știu ce, după care, uite, acolo, la terasă, stăm amândoi și ne uităm, admirăm măștile. Nu s-a putut. Înțeleg că trebuie să-i dau eu lui Augustin o cafea. Hai de la mine o cafea, Augustin. Nu s-a putut pentru că, odată că ne-am rătăcit absolut pe toate străduțele din Veneția și iar la fiecare colț de stradă mai descopeream o mască, mai descopeream un gondolier care ne povestea, ne cânta, ne ținea de vorbă. N-am putut să ne oprim să stăm la terasă să admirăm carnavalul propriu-zis pentru că tot timpul vreau să mai filmăm ceva. Tu ca tu, da, Augustin, săracul, a văzut carnavalul ăsta numai prin camera de luat vederi. L-a văzut prin camera de luat vederi și prin mască. Ați văzut, a luat niște imagini foarte frumoase, dincolo de obiectiv, a pus și masca în fața obiectivului și ne-am plimbat așa prin Veneția. Bine că n-ați fost îndrăgostiți, că nu știu ce s-ar fi ales de filmarea asta. Da, nu știu, îndrăgosteala nu ne-a fi ieșit, însă am avut un ultim moment la final când am respirat, deja era noapte. Nu mai aveați casete. Nu mai aveam nici casete și atunci însă am stat așa pe marginea Canal Grande și ne-am uitat ce înseamnă Veneția în carnaval. Mii de luminițe absolut superbe și mii de costume care au ieșit seara la paradă. Cred că ăla a fost momentul când am simțit și noi așa că suntem la carnaval. Alexandra, ținea, mulțumesc foarte mult. Revenim, doamnelor și domnilor, în 30 de secunde. Iată de multă bucurie, e un drum pe care voi porni. Iată de bine să ai vise care se vor îndepli. Alege refinanțarea de la Millennium Bank. Ratele mici aduc marile bucurii. Millennium Bank. Viața ne inspiră. Aplauze furtunoase pentru Vasile Blaga, ciocolată pentru Teodor Paleologu, puțin portocaliu de la Cluj pentru Emil Boc și cele mai multe ținute violet din istorie. Așa a arătat cel mai așteptat eveniment politic al anului, Congresul PDL, de-a lungul a 40 de ore de poveste. O competiție cu rezultat deja stabilit. Așa a apărut Congresul Pedeliștilor dacă ar fi să facem politică. Dar nu, nu în seara aceasta. Convenția PDL a însemnat mult mai mult. Ne așezăm, deci, relaxat, începe spectacolul. Sâmbătă, 14 mai, 1400 de delegați și un singur țel, alegerea noului președinte al partidului. Aveți emoții? Aveți emoții? Nu, dar ce? Pentru ce emoții? N-am superstiții. Voi câștiga Convenția Națională pentru că am câștigat toate bătăliile până acum. Oricine are emoții? Asta e imposibil să spui că nu ai emoții într-o astfel de moment. Am pregătit mai mult de o lună pentru această zi. Liniște în sală. Vă vorbește președintele României, invitat special la spectacol. Relaxat. Când am câștigat președinția partidului în competiție cu Petre Roman, a fost un moment de satisfacție politică. Dar am și o mare insatisfacție atunci când cel care pierduse, când i-am întins mâna
am tors spatele. Să nu faceți asta diseară. Dar să revenim la ale noastre. Doamnelor și domnilor, Teodor Paleologu. Aș avea nevoie de o femeie curajoasă. O femeie curajoasă precum Electra. Să vină alături de mine. Sau inconștientă. Vă rog. Teodor Paleologu s-a delectat în timpul convenției cu ceva dulce. Chiar în timp ce Vasile Blaga tuna și fulgera, lui Paleologu i s-a făcut poftă de ciocolată. Am fost ultimul din cei trei ca desertul la sfârșitul unei mese grele. Papanaș moldovenesc, dragă Gigi. Aceasta este pipa tatălui? Da. Mă aduce noroc? În general, da. Sper că și de data asta. Uitați așa. Simbol electoral. O să vă facă noroc? Da. Să vedem, să vedem. Iar acum, concurs. Ce culoare are PDL? Dacă ați răspuns portocaliu, ei bine, răspuns greșit. Un mic detaliu vestimentar, atât domnul Blaga cât și domnul Boc au o cravată violet. Însă culoarea cravatei mele este exact culoarea cravatei președintelui când a venit mai devreme aici. De fapt, portocaliul a colorat timid doar niște buchete de flori și câțiva aplaudaci, probabil neinițiați în ale modei. Și dacă toți suntem la capitolul imagine, se mai poartă limuzina. Vă invităm la salonul auto al PDL. Aproape 1400 de delegați și sute de mașini bune sunt aici la Palatul Parlamentului. Când vine vorba despre lux, nicio organizație a PDL nu vrea să fie mai prejos decât alta. Înapoi la spectacol. Intră în cadru cei doi actori principali. Partidul se comportă ca un tren care merge în viteză spre un pod rupt. Și dacă nu vom schimba macazul la timp, degeaba ne va părea rău. Pentru că vom avea un accident. Și va fi nu numai accidentul nostru, va fi și accidentul milioanelor de oameni care au crezut și încă cred în noi. Dacă în toți acești ani aș fi dat frâul orgolilor mele, vă asigur că partidul era de mult în opoziție și acum cântam la mandolină pe acolo prin opoziție. În toată viața mea politică am unit, nu am dezbinat. Am câștigat, nu am pierdut. Mergeți pe mâna învingătorilor! Zis și făcut. Pedeliștii votează și spre uimirea tuturor, când nimeni nu mai credea că e posibil, surprinzător și ați prins ideea, Emil Boc câștigă. Vine însă ziua de duminică, iar delegații nu uită îndemnul șefului lor. Mergeți pe mâna învingătorilor! Între pedeliști încep negocierile. Nervii se întind la maximum. Jurnaliștii urmăresc orice mișcare. Dacă voi vreți să mergeți, mergeți în față la lor și ajutați-le. Nu pe mine, că pe mine eu n-am un problem. Mergeți acolo în față, eventual, dacă vreți să-i ajutați pe colegii de la presă să n-aibă probleme. Mergeți pe ei și ajutați-i acolo. Că astăzi a fost un vot coordonat politic care reflectă viziunea președintelui Emil Boc. Comparați listele, au fost o grămadă de intoxicări în această perioadă și au făcut toți tot felul de liste. Important este ce au decis colegii mei în urna și în cabina de vot. Și am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa. Arătați foarte bine, să știți, arătați superb, arătați superb, da superb, da superb. O să le punem în arhiva Partidului Democrat Liberal de la cea mai reușită convenție a partidului de până acum.
Dacă ar fi să fac legătura cu materialul care l-a precedat pe acesta, mă întreb câte măști s-or fi purtat la convenția PDL. Tot atâtea măști cât s-au purtat și la Veneția, dar eu mă gândesc la ultimul cadru. Mi-ar plăcea să am un operator ca Emil Box să-l spună în permanență că sunt superbă, asta unul. Doi, că dar așa, mea... te văd îmbrăcată în mov, în da, violet. Vreau să fiu președinta Partidului Reporterilor Realității în această seară special. M-am îmbrăcat, oricum sunt singurul candidat, așa că nu pot să am surprize. Claudiu Popa, felicitări pentru acest material. Te rog frumos să vii alături de noi. Ai făcut o treabă foarte bună. Mulțumesc foarte mult. Ai surprins niște momente. Ai votul meu, Mirela. Cum? Ai votul meu. Mulțumesc, pe asta m-am bazat. Claudiu, a fost un congres de mai multe ori amânat, foarte mult așteptat, puțin spectaculos din punct de vedere politic, dar au fost și persoane care s-au dat în spectacol. Ce ți-a atras atenția? Nu numai că au fost persoane care s-au dat în spectacol, dar dacă vrei, momentul care mi s-a părut mie cel mai important a fost momentul care poartă numele Teodor Paleologu. Pentru că, din punctul meu de vedere, și așa cum am discutat și cu ceilalți colegi de breaslă, pe tot parcursul congresului, Teodor Paleologu a fost prezent. De sâmbătă dimineața până duminică spre luni noapte, el a fost prezent acolo. A știut să se detașeze, a știut să discute cu sala. Că am văzut. Discursul lui Teodor Paleologu, deși pregătit, e drept, a fost special făcut pentru ca anumite momente să puncteze. S-a detașat, ați văzut în materialul de dinainte, și cu cravata, pentru că el nu purta violet. Știa probabil că majoritatea... De-aia nici nu i-a ajutat. De-aia nici nu i-a ieșit președinte. Da, asta spun. Teodor Paleologul pentru mine, și cred că nu sunt singurul, a fost one-man show, exact acel Jerry Seinfeld al PDL-ului. Dar Tălmoceanu m-a lipsit? Sau? Păi Tălmoceanu nu prea l-a văzut lumea la... Spune și mie, a fost o vrăjitoare și la PDL, că la PSD mi-aduc aminte că a fost o pleiadă de vrăjitoare. Cine a fost vrăjitoare la PDL? Ai văzut cine se pricepe la politică? Da, Mirela... foarte mult. Au fost mai multe vrăjitoare, pentru că flacăra violet a fost prezentă și la congresul PSD în urmă cu ceva vreme și la congresul PDL, numai că sub altă formă. Deci a fost aprinsă din punctul meu de vedere. De ce? Pentru că la PSD au fost vrăjitoarele de scântece, ghioc și așa mai departe, la PDL liderii de la mare la mic, indiferent cât de importanți erau, au ținut să aibă măcar o tresă pe cravată violet sau lila, mov, nuanțe. Am văzut că doamnele erau foarte elegante. Foarte elegante, într-adevăr, s-au distins. Doamnele, chiar aș putea spune că au purtat mai puțin violet. Și aș face aici o remarcă, una singură s-a remarcat între ele, Anca Boagiu. La capitolul eleganță, cred că a preferat mai mult partea practică a ținutei, în sensul că arăta așa ca și când ar fi venit... de la călărie. Și nu o spun în sensul tendențios. Era purta niște cizme, spre deosebire de majoritatea doamnelor care aveau platforme. Cine ți-a plăcut? Că am o curiozitate, sigur. Nu numai ca jurnalist ai uitat după doamne, dar și ca băiat ai uitat după doamne. Spune, cine ți-a plăcut cel mai tare dintre doamnele de la PDL? Nu intra în asta, nu intra în asta, Claudiu. Cine a fost cea mai elegantă doamnă din punctul lui de vedere? Uite, am o curiozitate feminină. Aș spune că Raluca Turcan. Ai spune, înseamnă că ai spus deja. Claudiu Popa, mulțumesc foarte mult. Nu o să-l vedeți niciodată din față, deși el este cel care dă pe față lucruri îngropate. Reporterul special, cel care filmează cu camera ascunsă, va fi alături de noi în această seară, din motive pe care cred, sper că le înțelegeți, numele lui va fi Mircea. El ne va arăta cum preoții dezbrăcați de sutană nu mai au nimic sfânt. Pentru prima dată în România, Bon Jovi Live, pe 10 iulie, în Piața Constituției. Ciuc Premium te invită să iei parte la cel mai așteptat concert al anului. Ciuc Premium, berea oficială a muzicii live. De când sunteți împreună, îl răsfeți cu mic dejun la pat, papuci la îndemână, masaj de relaxare, bere pentru meci, gogoș cu ce vrea el, e timpul să te răsfeți și pe tine. Cumpără dormitorul Raul la numai 799 lei și să rămân bani și de palete de tenis pentru el. Dedeman, dedicat planurilor tale. Trimite SMS la 1010, primește o imagine de fundal și norocul îți poate surâde. Da? Spune da premiilor și poți câștiga până la 10.000 de euro zilnic, da? 20.000 de euro săptămânal și marele premiu, un BMW 320i Coupé. Ia ce rămâne.
Cosmote, lumea noastră ești tu. Pentru a consuma mai puțin, își închide singur grila radiatorului și devine mai aerodinamic. E magic! Noul Ford Focus, cu sistem de închidere automată a grilei radiatorului. Testează tehnologia la weekendurile inovației Ford. Din 14 mai, noul Ford Focus, mașina inteligentă. Orice s-ar întâmpla, îți ții creditul sub control. Ai 3 luni pauză la plata ratelor și dobândă de la 11,5%. Vino cu salariul la Raiffeisen Bank și primești dobândă preferențială la acest credit prietenos. Raiffeisen Bank. Reușim împreună! Aceeași respirație proaspătă acum la un preț avantajos. Winterfresh Gum la 1,50 lei. Winterfresh. Respirație rece ca gheața. Amu, luați aminte. Ca să fii sănătos tun, trebuie să tragi din zori și până noapte. Dar asta nu-i de ajuns. Trebuie să mănânci zdravăn și sănătos. Din inima naturii îți aducem telemeaua Napolact. Tăiată mai mare sau mai mic, mardeleni știu să fac. Napolact, ca odinioară. Deodorant inovator Garnier Men. Deodorant 72 de ore pentru bărbați, îmbogățit cu mineralic ultraabsorbant. Deodorant cu protecție extremă 72 de ore. Eficient împotriva transpirației, eficient împotriva mirosului și o piele care respiră. Garnier Men deodorant mineral 72 de ore. Ai grijă de tine. Garnier. Ochelarii 3D convenționali trebuie reîncărcați mereu. Te-ai săturat să pierzi acțiunea? LG prezintă noua generație de televizoare Cinema 3D, fără baterii, fără griji. Ecran tactil sau tastatură? Le poți avea pe amândouă cu telefoanele Touch & Type Nokia C3 și Nokia X3. Ia-ți-le acum din magazinele Arsis la prețuri speciale. Arsis, partener Vodafone. Lasă ca brânza proaspătă, caramelul auriu și arahidele crocante să îți ofere răsfățul la care ai visat mereu. Noul boom de la Dot și dorința prinde viață. Doar până la sfârșitul lunii mai, Flanco îți dă înapoi tot TVA-ul pe loc la orice produs. Senzațional! Grăbește-te în magazinele Flanco să primești tot TVA-ul înapoi pe loc la orice produs cumpărat. Flanco, bucuria de a cumpăra! A fost odată un oraș pe care îl stăpânea o pompă malefică. Atunci a venit omulețul Michelin care le-a reamintit tuturor că anvelopele potrivite schimbă totul. Anvelopele Michelin sunt mai eficiente. Michelin, un mod mai bun de a avansa. Mitsubishi Lancer dezlănțuie pasiunea pentru mașini puternice și muzică rock. Un test drive Lancer îți poate aduce bilete la concertul Bon Jovi din 10 iulie, Piața Constituției din București. Cu Mitsubishi Lancer, pasiunea începe de la 90 de euro pe lună prin NBG Leasing. Ce culoare prețioasă și incredibil de strălucitoare! Ce are ea și eu nu am! Încearcă cea mai nobilă vopsea palete, noua de lux cu 7 uleiuri prețioase. Hrănește părul până la vârfuri pentru o culoare luxos de strălucitoare și intensă care durează. Noua paletă de lux. Schwarzkopf. Îngrijire profesională a părului pentru tine. Amatori sunt mulți. Alege calea meșterului. Ascultă-l pe Baumax. Adeziv OK pentru interior 8,99 lei sacul. 30.000 de articole la cele mai mici prețuri. Plătește cumpărăturile cu orice card de credit Banca Transilvania și ai rate fără dobândă și puncte Star BT de cheltuit la partenerii noștri. Cumpărături câștigătoare de la Banca Transilvania, banca oamenilor întreprinzători.
vă mai văd pe niciunul niciodată. Oh. Poate doar pe tine. Dragostea trece, Q-Ford rezistă. Ochiul diavolului în casa Domnului. Afacerile de succes ale purtătorilor de sutană sunt garantate 100%. Asta se datorează în mare măsură sărmanului fisc, cel pe care învârtelile oamenilor în negrul ocolesc mereu. Când își imaginează că au podgorie și deci pot vinde alcool, când își omoară proprii credincioși accelerând beți petrecerea de pietoni, sau când își scanează diplomele transformându-se din pușcăriași în preoți, fețele bisericești sunt orice, numai slujitorii Domnului nu. Cum s-a transformat instituția în care românii au cea mai mare încredere în afacerea intermediarilor lui Dumnezeu, descoperiți urmărind un material filmat cu camera ascunsă. 120 de sticle cu sângele Domnului. Atât trebuie să cumpere de la Arhiepiscopia Bucureștilor fiecare parohie din subordine. Și pentru că băutura slăbește ținerea de minte, ordinul a fost pus pe hârtie. Purtătorii de sutană spun însă că vinul are cel puțin două mari defecte. E acru și e scump, deci nu poate fi băut. Mai mult, la vremuri de criză, Arhiepiscopia îl ocolește până și pe Sfântul Fisc. Este vorba de o obligație, este vorba de o decizie. Sfântul Fisc are vreun amestec în povestea asta? Este fiscalizat acest vin? Vinul fiscalizat? Da. Noi suntem instituție privată de utilitate publică. Dar nu sunteți podgorie. Avem viile noastre, avem 8 tone de vin. 5.000 de lei noi. Atât este amenda afișată în biserică, cu care preotul Cristian Dumitru din Ciocănești își amenință enoriașii. Pedeapsa îi vizează pe credincioșii care aprind alte lumânări decât cele vândute la el în biserică. Preotul spune că face asta de frica superiorilor de la arhiepiscopie. El nu s-a mulțumit să-i amenințe pe enoriași și a pus afurisenia pe hârtie și a afișat-o în biserică. Ne amestecăm printre credincioșii veniți cu plocoane și îi încercăm vigilența. Nu se poate abține și ne ia la rost. Vă rog să nu puneți lumânări la lei. De ce? Dacă vine inspecția... Dar cine a inventat amenziile astea? Sfânta Episcopie. Puneți-vă în situația mea. Cui se adresează acel afiș? Afișul se adresează în primul rând mie și după aia credincioșilor. Cine a inventat această nenorocire? Sincer, vă spun, este o mare prostie. Asta cu 50 de milioane amende este o idioțenie. Spuneți-mi și mie ce pot eu să fac. Dacă afișul e făcut de mine. Cum ați putut concepe asemenea nenorocire? Vă spun cum. Episcopia trimite oameni pe care nu-i cunoaștem, care vin și se uită până și în cutia fără stor de lumânări. Și dacă găsește lumânări de la altă parte, primesc o amendă. Și dacă să primesc o amendă, mai bine anunț credincioșii. Am vrut să fac să pară așa ca să-i sperie, să nu facă probleme. Păi cum să-i speriați? Ăsta e rolul preotului, să sperie enoriașii. Bine, ați reușit! Ce pot să fac? Bine, dacă asta ați vrut, ați reușit. Nu poate fi pedepsit decât la judecata de apoi. Un preot din Călăraș a omorât anul trecut o femeie pe trecerea de pietoni, după care a fugit de la locul accidentului și se bănuiește că era beat. A scăpat de pușcărie, iar familia victimei este șocată de decizia judecătorilor. Până nu vorbește legea, ce se face? Probabil legea, nu? Stai că să-mi adezi mie că nu vrea să se nu chiar este un șoc și pentru el, pentru tatăl. Că nu sunt judecători. Eu n-am pușcării. Dacă aveam pușcării, l-ar fi. A refuzat să fie testat cu aparatul etilotest. S-a dovedit că acesta avea în sânge o alcoolemie de 0,75. Măcar Dumnezeu să facă dreptate dacă altcineva nu poate să facă. Of, mamă, mamă. A făcut pușcărie, dar a fost hirotonisit preot. Nu știe să cânte, dar a fost uns paroh. O veritabilă inginerie cu miros de acte false a transformat un mecanic cu antecedente penale într-un popă. Minunea dumnezeiască și a tras sutana peste hainele vărgate. Vorbim de Ioan Alexandrescu, un preot paroh din orașul Chitila. Cum a ajuns să se facă pușcărie? Da, bă, că... Trăgeați-te la... Da, cum a ajuns să se și zice, băi, tată, care venea din străinătate? A zis că venea cu bancul ăsta.
Bă, de unde ai bijuterii alea? Ești tâlhărie, ce făceai? Normal, tâlhărie. Câte pușcării a făcut? A scăpat repede, mă, dacă l-avea pe dracu mare. Ce a solul dacă a făcut? Exact după ce a ieșit de acolo din pușcărie. A ajuns popă. A ajuns popă. Băi, da, da, doamne, dar nu știi de ce are. Constătanul lui Alexandrescu ne explică minunea. Spune că acesta a suprapus de fapt foaia matriculă de la liceul industrial cu cea a cumnatului său preot, după ce acesta a murit. Băgam ia mătii, să-mi bat mătii în familia mătii de lătură, să-mi bat mătii. Pe larg despre toate acestea, dar și despre moaștele scoase la produs de 3 ori pe săptămână, despre enoriașul care a înviat precum Lazar pentru a semna un act, despre popii care vând locuri de veci la suprapreț, dar și despre implicarea fețelor bisericești în campaniile electorale, peste exact o săptămână. Numai la Mega Story. Camera noastră ascunsă poartă astăzi numele Mircea. Bună seara, Mircea! Best of păcate preoțești, și s-ar putea chema materialul tău, Mircea. Nu ți-e frică de blesteme? Melania, dacă ei cunoaște pe popii pe care vi-am arătat în seara asta, mai bine ți-ai dat seama că ei nu știu nici măcar să spună un blestem de Doamne ajută. Hai că am scos-o. Și oricum să gura la toți proștii, Mircea, cum se spune hai, în popor. Hai că am scos-o cu blestemul de Doamne ajută. Deci avem de-a face cu niște infractori adevărați care pur și simplu au îmbrăcat sutana pentru a-și putea permite ceea ce nu-și permiteau fără. Cine ar trebui să ia măsuri? Cine trebuie să ia măsuri sunt exact cei care nu refuză să vorbească cu noi. Deci, patriarhia nu are purtător de cuvânt, pentru că singura treabă care este trecută în fișa postului la acel om este să vorbească. El nu răspunde la telefon. Sau cum scriam materialul tău de mai devreme, dracul mare ar trebui să răspundă. Și ce vreau eu să te întreb pe tine? Un limbaj extrem de chirurgical pentru o înaltă față preoțească la ultimul popă pe care ne l-ai prezentat mai devreme. În Biblie spune să ierți de 70 de ori câte 7. Ceea ce... Colegii, sunt sigur că colegii lui de la Rahova sau Jilava au recunoscut exact ce a vrut să-mi transmită mie preotul Alexandrescu. De altfel, moda asta cu sutana trasă peste zeghe este un trend și o să vedeți în emisiunile viitoare că nu e un caz singular. Să știi că... colegii și prietenii tăi de la Reporterii Realității, și Răzvan și Grădinaru, au râs foarte tare la acest material. Și Grădinaru iubește foarte mult preoții și a recidivat și el pe aici, pe acolo. O să vedeți în emisiunile viitoare ce a făcut și Grădinaru pe la niște moaște. Mircea, aș vrea totuși să te mai întreb un lucru, și anume, ce cred enoriașii? Ce spun ei, mai ales despre amenda aia de 50 de milioane? Enoriașii spun de obicei că ei cred în Dumnezeu, dar nu-i mai suportă pe intermediari. Și cred că atunci când o să se breveteze acatist.ro sau alte golănii pe internet, probabil că o să dispară și coada de la biserică. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Nu? Cam așa ar suna. Da, o să vedeți într-una din emisiunile viitoare cum un vameș de la un fost șef de vamă de la Vama Giurgiu a reușit să se refugieze tot sub sutana preoțească. Deci, v-am spus, este un trend. Este o nouă modă să stragi husa asta... neagră peste haina vărgată. Mă gândesc că la ora asta, părintele, stoi ca să uite la televizor și poate data viitoare ne și răspunde la telefon atunci când îl sunăm. O să ai completarea, reacția în materialul tău de data viitoare. Mulțumesc de pe acum. Mulțumim. Când îți pierzi un copil, e o dramă. Când îți pierzi doi, e o adevărată tragedie. Iar când aceștia sunt uciși cu sânge rece, totul devine un coșmar. Suntem mândri de noul Golden Brau fără alcool. Încearcă-l și tu. Iubitule, m-am întors. Creditul s-a aprobat. Da?
Așa rapid? O, da! Cu cine faceți banking? Cu BCR? Contează cu cine faci banking. Creditul cu aprobare rapidă Divers BCR. Aplică până la 16 iunie și poți avea cea mai mică rată fixă și 0% comisioane. BCR. Gândim la fel. Nu vreau să vă mai văd! Nu vreau să te mai văd! Dragostea trece. Q-Fort rezistă. Ochelarii 3D convenționali cântăresc cam mult. Te simți apăsat de greutatea lor? LG prezintă noua generație de televizoare Cinema 3D, cu ochelari ușor și confortabili. Spuneați că totul a început cu... Că țara noastră a început să viseze. S-a născut în Cluj, pe vremea când construiam Arcul de Triumf. S-a născut cu ambiția de a deveni cea mai bună bere românească. Dacă nu visezi, cum ai putea să-ți transformi visele în realitate? Ursus, regele berii în România. Ce culoare prețioasă și incredibil de strălucitoare! Ce are ea și eu nu am! Încearcă cea mai nobilă vopsea palete, noua de lux cu 7 uleiuri prețioase. Hrănește părul până la vârfuri pentru o culoare luxos de strălucitoare și intensă care durează. Noua paletă de lux Schwarzkopf, îngrijire profesională a părului pentru tine. Deodorant inovator Garnier Men. Deodorant 72 de ore pentru bărbați. Îmbogățit cu mineralic ultraabsorbant. Deodorant cu protecție extremă 72 de ore. Eficient împotriva transpirației, eficient împotriva mirosului și o piele care respiră. Garnier Men deodorant mineral 72 de ore. Ai grijă de tine. Garnier. Amu, luați aminte. Ca să fii sănătos tun, trebuie să tragi din zori și până noapte. Dar asta nu-i de ajuns. Trebuie să mănânci zdravăn și sănătos. Din inima naturii îți aducem telemeaua Napolact. Tăiată mai mare sau mai mic, cum ardelenii știu să fac. Napolact, ca odinioară. Aceeași respirație proaspătă acum la un preț avantajos. Winterfresh Gum la 1,50 lei. Winterfresh. Respirație rece ca gheața. Doar până la sfârșitul lunii mai, Flanco îți dă înapoi tot TVA-ul pe loc la orice produs. Senzațional! Grăbește-te în magazinele Flanco să primești tot TVA-ul înapoi pe loc la orice produs cumpărat. Flanco. Bucuria de a cumpăra! Ce s-ar întâmpla, îți ții creditul sub control. Ai 3 luni pauză la plata ratelor și dobândă de la 11,5%. Vino cu salariul la Raiffeisen Bank și primești dobândă preferențială la acest credit prietenos. Raiffeisen Bank. Reușim împreună! Starea inimii tale este și starea ta. Ai grijă de sănătatea ei cu Aspa Cardio Omega 3. Aspa Cardio. Păstrează sănătatea inimii și a vaselor sanguine. Viața e un lung șir de întâmplări în care binele și răul se distribuie inegal.
Partea proastă e că răul în special nu alege după merit, ci lovește la întâmplare. Săraci și bogați, femei și bărbați, tineri și bătrâni. Astăzi deschidem seria de reportaje marca Investigatorii cu un caz cutremurător. Aflăm despre ce este vorba în câteva momente, când vom sta de vorbă și cu realizatorii acestui segment. Lidia Mitkevici, jurnalist de investigații în presa scrisă, s-a specializat pe anchete jurnalistice încă din anii 90. Și Dan Antonescu, fost șef al serviciului Omoruri, a anchetat timp de 20 de ani dosare de crimă la Poliția Capitalei. Ei sunt, doamnelor și domnilor, investigatorii. Bună seara, bun venit! Un jurnalist care își bagă nasul în treaba anchetatorilor și un anchetator care apare la televizor. Mi se pare o inversare de roluri. Voi ați ales numele investigatorii. De ce, Lidia? Fiindcă facem parte dintr-o echipă acum. Pe vremuri am fost jurnalist de investigații, scriam despre crime peste 17 ani. Și Dan, făcând parte din serviciul Omoruri de la Poliția Capitalei, ulterior a fost și șef, ne-am gândit că cel mai bine s-ar potrivi acest titlu, Investigatorii, pentru că, de fapt, atunci când are loc o crimă, trebuie să investighezi și să afli, în primul rând, cine este criminalul, atunci când nu îl cunoști, și motivația, mobilul care a dus la crima respectivă. Jurnalist și anchetator, mereu în goană după informații, ați fost ca șoarecele și pisica, după probe care duceau la rezolvarea unui caz, erați mereu în căutare. Acum însă sunteți de aceeași parte a baricadei, dar vreau să te întreb, Dan, dacă de-a lungul timpului v-ați călcat mult pe coadă. Ne-am călcat și era normal să fie așa, pentru că fiecare aveam partea noastră de activitate. Culmea, fiecare aveam pe masă cam același dosar, dar plecam din direcții diferite și încercam să ajungem la punctul final, identificarea autorului. Au fost situații când ei ne luau înainte, erau situații când îi lăsam mult în urmă, dar această competiție întotdeauna a fost constructivă. Erau, la un moment dat, și vorbesc de ea și de colegii de atunci, jurnaliști, nu mi-erau colegi mie, acum sunt în partea asta alta a baricadei, erau, repet, un rău necesar. Undeva acea competiție ne obliga să ne mișcăm mult mai repede, nu că n-am fi făcut-o, dar în același timp ne făceau și mult rău, pentru că o anchetă făcută sub presiune, de multe ori și zilele acestea se văd rezultate ale unor anchete croite puțin strâmb, tocmai din cauza presiunii pe care o exercită presa asupra anchetatorilor. Cazul din această seară e un caz dramatic, nu se întâmplă foarte des ca un adolescent să ucidă doi copii. De ce ați ales tocmai acest caz? În primul rând, pentru că la vremea respectivă nu existau posturi de televiziune și nu a fost mediatizat așa cum ar fi meritat. Era numai presă scrisă și vreo două canale doar. Și în al doilea rând, pentru că reprezintă o premieră criminalistică, sunt două victime, doi frați școlari. Și acest fel în care au fost uciși și faptul că doi copii școlari au fost uciși simultan, spunem că reprezintă o premieră în lumea criminalistică și probabil va reprezenta material didactic pentru Facultatea de Drept mulți ani de acum încolo. În plus, s-a vrut un semnal de alarmă pentru școală, pentru familie, pentru că un tânăr scăpat din mână, nesupravegheat, poate ajunge fie victimă, fie autor de omor, sau, cum avem cazul de față, victima a devenit la un moment dat și autor. Nu spune mai mult. Constantin ar fi avut 14 ani și astăzi împreună cu Silviu, fratele lui mai mic, și cu tovarășii lor de joacă și-ar fi sărbătorit onomastica dacă Viorel nu le-ar fi ieșit în cale. Viorel are acum 22 de ani și pe cei mai frumoși dintre ei și i-a petrecut în închisoare după dublul asasinat comis asupra celor doi frați, cu o cruzime de neimaginat. Întunericul coborâse peste orașul înghețat. Totul părea încremenit. Era o liniște anormală care nu prevestea nimic bun. Pe străzile acoperite de zăpadă,
puțin se încumetau să dea piept cu nameții. Eu când am venit seara la 10, ăsta care are 22 de ani era pe hol. Și zice, mami, Silviu cu Costin a venit. Zic, cum nici la ora asta, că e 11? Nu, zice, tata și cu Viorica și cu Mutu s-o să-i caut. Au plecat cu toții să-i caute. Nu știau unde să se ducă mai întâi. Gerul le mușca din carne, iar vântul le tăia fețele. Continuau să-i strige, mânați de credința oarbă că nimic rău nu li se putea întâmpla. Părinții și-au făcut propria anchetă, după care, disperați, s-au dus la poliție să ceară ajutor. Au dat și câte o declarație în care au menționat comportamentul copiilor, faptul că nu se despărțeau unul de celălalt, că nu părăseau curtea școlii decât ca să vină acasă în curtea școlii jucându-se de obicei. Au fost luate în calcul o mulțime de variante. N-a fost exclusă nici acea variantă stupidă de multe ori, că sunt copii răpiți pentru a li se preleva organe. La acea vreme nu prea erau amenajate locuri de joacă și curtea școlii reprezenta locul unde aceștia, chiar și în afara programului, se adunau, pentru că aici puteau să joace liniștiți, aici erau supravegheați și de paznicul școlii. Răspunsul la toate întrebările avea să vină mai curând decât se așteptau. În dimineața următoare, un apel la 955, actualul 112, a pus toată poliția capitalei pe jar. Un om care obișnuia să vină pe scurtătură din partea cealaltă a cartierului până aici la stația de autobuz, traversând strandul, a observat într-unul dintre bazine cadavrele a doi copii. Echipa complexă, compusă din procurori, polițiști și medic legist, au ajuns aici, iar din acest strand, pe atunci pustiu la vremea respectivă, ca și acum de altfel pentru că e iarnă, a devenit un furnicar al oamenilor legii. Cred că aveau 8 și 9 ani, i-am găsit dezbrăcați în strandul din drumul taberei. Ajung la fața locului, mi-am adus aminte, văzându-i pe cei doi copii, că sunt tată a doi copii, culmea, erau apropiați de vârstă. Am văzut multe, multe, poate prea multe în anii cât am lucrat la omoruri, dar imaginea celor doi este imposibil de uitat. Dezbrăcate, chircite parcă s-ar apăra, pe zăpada din bazin, aruncate, erau două păpuși, doi băieței. Era fric și atunci ca și acum, dar atunci parcă trupurile alea dezgolite în zăpadă amplificau senzația de frig. Medicul legist a examinat cadavrele. Se vedea clar. La gură, la gât, erau tumefieri, vânătăi. Iar pe tot corpul aveau multiple escoriații. Julituri, clar, trupurile fuseseră târâte. Medicul legist a mai constatat încă un lucru înfiorător. În zona organelor genitale se vedeau urme clare de mușcături. Și nu erau mușcături de animale. Criminaliștii au cercetat centimetru cu centimetru în căutarea celor mai mici urme care să îi conducă spre ucigaș. A fost o muncă epuizantă, aproape imposibilă, pentru că zăpada căzută peste noapte acoperise toate urmele, iar eforturile lor păreau sortite eșecului. Din aproape în aproape, la 48 de ore de la comiterea faptei și după o muncă fără oprire, am reușit să ajungem și la Viorel. Era un puști de 16 ani, ca vârstă elev de liceu. În realitate încă era în gimnaziu. Un tip mai ascuns, așa, mai tăcut. M-a frapat sângele rece al autorului,
sânge rece dovedit atât în timpul săvârșirii infracțiunii, dar și în timpul anchetei, îndeosebi la reconstituirea pe care am efectuat-o atunci. La început a negat că ar fi fost în curtea școlii, că îi cunoștea pe cei doi frați, că ar fi plecat împreună cu ei. De fapt, a negat cam tot. Am crezut că e timorat de faptul că discuta cu poliția sau era timorat de zvonul care circula în cartier referitor la macabra descoperire din Strand. De fapt, el încerca să fugă de faptele lui. Și după multe ore de anchetă, din principalul martor și cel de la care credeam că vom obține date referitoare la autor, am ajuns să-l considerăm principalul suspect. Deși finalul părea aproape, ițele anchetei se încălceau de la o oră la alta. Anchetatorii au intrat în posesia unor informații noi despre Viorel. Era vecin cu copiii și deseori ieșeau la joacă împreună. Adevărata față începea să iasă la iveală, îngroșând parcă, neomenește, trăsături de caracter nepotrivite totuși unui copil. A ezitat să ne povestească la început cum a ajuns el însuși victima unor bărbați în gara de noștri, cum a fost supus unor perversiuni sexuale. Dacă ne aducem bine aminte, în perioada anilor 92-95, Gara de Nord, unde el poposește, este raiul proxeneților, al prostituatelor, al pedofililor și ușor, ușor intră în această lume unde va avea contact, așa cum el și recunoaște, cu un bărbat de 50 de ani care îl va antrena în activități de tip homosexual. Criminaliștii au pus cap la cap toate informațiile și au reușit să refacă firul evenimentelor din seara crimei. Seara s-a lăsat frigul, iar cei doi au început să se vaite că le e frică, vor acasă. Viorel a venit cu ideea că îi va încălzi el. Le-a promis că o să-i încălzească și i-a păcălit punându-i să se dezbrace și spunându-le că dacă el o să-i maseze, o să se încălzească, o să le fie mult mai bine. I-a tras în acest boschet, i-a pus să se dezbrace și a început să-i maseze. Numai că masajul s-a transformat la un moment dat în altceva. M-am întâlnit cu soțul și cu tatăl criminalul, a lăsat capul în pământ și a plâns, plângea. Zice, Doamne, să nu credeți că l-am învățat să fac așa ceva. La vremea respectivă, aici era o spărtură în gard pe care locatarii din zona aceasta o folosau pe post de scurtătură. Prin Strand ajungeau mult mai repede la stația de autobuz. Aceeași potecă, Viorel a folosit-o pentru a târâ corpurile fără viață ale celor doi micuți. I-a dus pe această alee, pe potecă și până la bazinul cel mare, unde i-a coborât pe scară și i-a așezat lângă peretele bazinului. Viața mea este foarte grea, din 95 încoace. Bolnavă sunt, uite capul meu, nu am vederea foarte slabă și am o frică și o teamă extraordinară. Două vieți pierdute și o viață irosită. Dar șocant a fost că la reconstituire Viorel ne-a povestit toate aceste amănunte cu o detașare șocantă, cu o detașare nefirească, de parcă n-ar fi fost vorba despre el, parcă era vorba despre cu totul altcineva. Îi visez pe amândoi, dar ăla mare pleacă mereu și eu mă uit pe aici pe geam, că este o bară unde batem cu varele și îmi face cu mâna, iar ăla micul vine aici în casă și spune, mami, cândva vreodată
zice să nu mai plângi când vii la noi la cimitir sau în parc, să nu plângi când e faci rău, dar vreodată în viață o să venim și o să spunem tot adevărul. Lacrimile nu se usucă niciodată pe fața femeii obligate să trăiască fără copiii săi. Singur sufletul i s-a uscat în toți anii aceștia. Dar a avut puterea să-l ierte pe cel care a ucis. Pe cel care i-a ucis copiii. Sufletește l-am iertat. Nu pot să duc o povară atât de mare, pentru că sunt așa în sinea mea credincioasă. Și aveam nevoie să mă împărtășesc. Am zis așa, Doamne, iartă-l și fă ce vrei dumneata cu el. Eu l-am iertat din tot sufletul, pentru că nu puteam să duc această povară. Crima e șocantă în orice situație, cu atât mai șocantă însă atunci când este comisă de un copil, de o ființă care, la vârsta aceasta, ar trebui să nu fie totuși atât de departe de inocență. Cum ajunge, Lidia, un adolescent să omoare doi copii? Diferă psihologia criminalului minor de cea a oricărui altuia? Nu diferă. Cum a ajuns să omoare, erau niște semne pe care cineva, și mai ales familia, părinții, le puteau citi și interpreta. Le-au tratat cu indiferență, le-au ignorat. Avea rezultate proaste la învățătură autorul. Pierduse 2 ani. Avea aproape 16 ani și era în clasa a 8-a. Începuse să fure bani din casă cu un an în urmă. A plecat spre vreo 3 săptămâni, spre Brașov. A fost sunat tatăl să-l ia de acolo pentru că hălăduise pe străzi și s-a dus să-l ia din arestul garnizoanei din Brașov. Și tatăl a fost fericit că l-a găsit în viață. Și nu l-a certat, nu l-a bătut. Apoi a furat bani. Crima a avut loc în februarie și în noiembrie, cu câteva luni în urmă, iar furase bani, se dusese la bunici în Piatra Neamț. Bunicii nu l-au primit și a dormit în șopronul unui vecin. Și chiar cu câteva zile înainte de crimă, furase. După toate aceste fapte, părinții n-au acționat în niciun fel? Asta este întrebarea. De fapt, am să continui puțin răspunsul Lidiei. Nu există o vârstă fixă pentru a fi autor. Ar fi, să zicem acolo, o vârstă foarte, foarte mică, nu poți fi autor. Pentru a fi victimă, nu există limită. Dar aici aș aduce în discuție un alt aspect. Viața pe care a dus-o copilul acesta până la 16 ani și cum a ajuns el, ca urmare a abuzurilor la care a fost supus, cum spunea și colegul meu, atunci când a ajuns în Gara de Nord, cum spunea și domnul procuror, atunci actualul avocat, toate acestea au dus la niște modificări în psihicul lui. Cum s-a ajuns la o crimă ar trebui să ne spună cineva care știe și anunț pe această cale că în edițiile următoare specialiști în psihologie, în psihiatrie, în medicină legală, în sociologie vor veni să dezlege aceste mistere, așa cum ar trebui să aflăm noi și cum să ne ferim noi și copiii noștri să ajungem în astfel de situații. Spuneai, Dan, în material că te-a surprins foarte tare faptul că în timpul audierilor acest tânăr dădea dovadă de un sânge rece și de o indiferență nefireșită. Nu știu, sânge rece mai puțin, dar era o nonșalanță, o detașare de tot ceea ce ne spunea, cu toate că a mințit, el gradat a ajuns să ne spună realitatea, așa cum s-a petrecut, sau mă rog, cum credem că s-a petrecut, pentru că el e singurul care putea să ne spună tabloul exact, dar vreau să aduc în discuție o chestie care o consider foarte importantă. Avea 16 ani, se considera minor și a ajuns să fie cercetat ca un minor. Dar ce înseamnă astăzi 18 ani fără o zi, comiți o faptă
și ești judecat, cercetat și judecat ca un minor. 18 ani și o zi, ești deja major, o zi face diferența între jumătate din pedeapsă și pedeapsa întreagă? Câți ani de închisoare a făcut acest tânăr? Cred că 10 ani. Vreo 11. De fapt, 11. Așa cum se dă pentru omor deosebit de grav, pedeapsa de la 15 la 25 de ani sau pe viață, minor fiind a beneficiat de jumătate. Și cu reducere respective după vreo 11 de ani. Dar ce știm acum despre autorul dublului asasinat? A ieșit acum 4 ani și a reluat viața. Urmează din punct de vedere, el s-a achitat de pedeapsă, da? Dar pe de altă parte, traumele lui nu au fost nici pe departe rezolvate. Dimpotrivă, poate au fost accentuate în închisoare. În mod cert, el a fost redat societății după această pedeapsă. Ăsta este și scopul închisorii, ca să poată să îi corecteze, să le arate că au greșit. Dar poate să spună cineva, să bage mâna în foc, pentru că acest băiat nu o să mai facă ceea ce a făcut, nu o să mai repete fapta. Un lucru este cert. A ieșit acum 4 ani și s-a certat deja cu părinții. Iată, un semn deja pentru ceea ce ar însemna viitorul. Există căi, Dan, prin care se pot detecta din timp lucruri de genul ăsta, așa încât să se evite? Așa cum spuneam la început, când justificam alegerea acestui material, acestui subiect pentru acest episod, s-a vrut un semnal de alarmă pentru familie și școală. Dar mai vreau să fie un semnal de alarmă și pentru cei care conduc destinele și care, hai să zicem, au putere să adopte niște legi. E vorba de un copil de 16 ani care, repet, a fost judecat, cercetat și judecat exact pe poziția aceasta de minor. De ce nu adoptăm totuși puțin și sistemul american? Acolo, adică, după acea expertiză psihiatrică, unde se constată că el a acționat cu discernământ, iar vin la acel 18 ani fără o zi sau și o zi, dacă se constată că a avut discernământ și mai ales în conjunctura actuală, când dezvoltarea mentală este mult mai rapidă față de momentul când a fost aprobată legea și adoptat codul penal cu vârstele respective, de ce nu la american, după ce s-a constatat că el a acționat ca un om matur, este judecat ca un om matur, chiar dacă el este minor? Dan Antonescu, Lidia Michelici. Este iarăși un subiect pe care îl vom discuta cu niște specialiști pe care îi vom avea ca invitații. Mulțumesc foarte mult, pentru că trebuie să vedem ce subiecte abordăm săptămâna viitoare. Iată. Așa se spune să nu ucizi. Dar cineva din lumea întunecată a canalelor a încălcat această poruncă de 5 ori. În episodul următor vă arătăm cum e să ucizi la întâmplare, numai la investigatori. Când comuniștii au vrut să dărâme Biserica Sfânta Vineri, muncitorii au pus tână cu apele jos. Autoritățile au fost nevoite să aducă pușcăriași. Povestea, imediat la București, strict secret. Pentru prima dată în România, Bon Jovi Live, pe 10 iulie, în Piața Constituției. Ciuc Premium te invită să iei parte la cel mai așteptat concert al anului. Ciuc Premium, berea oficială a muzicii live. Cauți o ofertă ideală pentru instalațiile casei tale? La Romstal e vremea soluțiilor complete. Vino în magazinele Romstal și găsești peste 2000 de produse irezistibile la preț. Iată doar câteva exemple. Setul de obiecte sanitare Zeia la numai 159 lei. Calorifer de aluminiu Habitat 600x70 la numai 33 de lei pe element. Centrală New Caldarielo 24 de kW cu termostat Siemens inclus la numai 1999 lei. Romstal. Universul instalațiilor. Capi toată portocala este mai mult decât un suc de portocale. Conține pulpă, miez și înveliș alb, surse suplimentare de nutrienți. Capi toată portocala. Nu pierzi nimic din fruct. Just to chest. Există o cremă de îngrijire a pielii
în care oamenii au încredere de 100 de ani, generație după generație. So how come when I reach out my finger, it seems like more than distance between us. Nivea, 100 de ani de grijă pentru piele, pentru viață. Mitsubishi Lancer dezlănțuie pasiunea pentru mașini puternice și muzică rock. Un test drive Lancer îți poate aduce bilete la concertul Bon Jovi din 10 iulie, Piața Constituției din București. Cu Mitsubishi Lancer, pasiunea începe de la 90 de euro pe lună prin NBG Leasing. Ai nevoie de semnătură electronică. Vino la sucursala Băncii Transilvania din orașul tău și obții semnătura electronică DigiSign. Poți depune electronic declarația unică la ANAF și raportările către CNASE. Obține semnătura electronică DigiSign și prin Banca Transilvania. De la doar 21,3 euro pe lună ai laptop performant, software licențiat, antivirus pentru protecția datelor, internet de mare viteză și asistență tehnică dedicată pentru hardware și software. Alege soluția completă IT Manager cu noile laptopuri Dell. Pentru că RomTelecom Business Solutions susține businessul românesc. Cu ediția limitată Linea Aniversariu și oferta Fiat 50, plătești acum 3650 de euro, iar restul din 2013. Fiat. Drive it easy. Profită acum de oferta senzațională Chevrolet Aveo Sedan. 5 ani garanție, aer condiționat și 5 plinuri de carburant de la 5500 de euro. Ai auzit de o ofertă mai bună? Chevrolet. De când sunteți împreună, o răsfăiți cu cină romantică, șampanie în cadă, mic dejun la pat, bomboane de ciocolată, bișon de ziua ei? E timpul să te gândești și la tine. Cumpără ciocanul rotopercutor Hobbies la numai 99,9 lei și să rămân bani să iei și ochelari de soare. Dedeman, dedicat planurilor tale. Nu vreau să te mai văd. Nu vreau să te mai văd! Dragostea trece. Q-Fort rezistă. 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 Sper că v-a plăcut plimbarea. Excepțional. Cât costă? Doar 10.500 de euro. Doar atât? E prea puțin. Valoarea noastră? Dacia Duster. Scandalos de accesibil. Duster 4x4, airbag-uri frontale, direcție asistată, ABS și 4 ani garanție la 10.500 de euro. Repede. Ai doar 15 secunde să afli cea mai tare ofertă a momentului. Renault Symbol cu ABS, direcție asistată, aer condiționat și 4 ani garanție la prețul special de 5.400 de euro cu TVA. Aqua Carpatica. Întoarcerea la puritate. Lasă ca brânza proaspătă, caramelul auriu și arahidele crocante să îți ofere răsfățul la care ai visat mereu. Noul boom de la Dots și dorința prinde viață. Doar până la sfârșitul lunii mai, Flanco îți dă înapoi tot TVA-ul pe loc la orice produs. Senzațional! Grăbește-te în magazinele Flanco să primești tot TVA-ul înapoi pe loc la orice produs cumpărat. Flanco. Bucuria de a cumpăra! Milka îți aduce o combinație irezistibilă în două straturi, jeleu de smeură și cremă de lapte. Descoperă noua Milka cu smeură, de două ori mai surprinzătoare. Cu fiecare pas înainte, Bramac stabilește noi standarde în inovarea suprafețelor acoperișurilor. Novo înseamnă o suprafață elegantă, culoare rezistentă, protecție împotriva depunerilor. Ideal pentru renovări, Novo este noul standard al suprafețelor țiglelor Bramac. Bramac inovează suprafețele. Spune-i acoperișului pe nume. Bramac.
Pentru un consum de energie mai mic cu până la 60%, alege noile aparate de aer condiționat Fujitsu cu tehnologia IPAM Inverter. Irigarea are un nume, Gardena. Original Gardena System este liderul în sisteme de cuplare a furtunului. Cuplează totul de la robinet până la pistolul de stropit și rămâne perfect etanș. 50 de ani de Gardena, 50 de ani de inovare. Biserica Sfânta Vineri a fost a 17-a dintre cele 23 distruse de buldozerele comuniste în București. Pentru că muncitorii au refuzat să dărâme lăcașul de cult, autoritățile comuniste au adus pușcăria și mii de oameni au înconjurat locul în speranța că biserica ar putea fi salvată. Povestea dramatică a demolării Sfintei Vineri o puteți vedea chiar acum la București Strict Secret, un documentar realizat de Stelian Tănase. Vara anului 1986, Elena Ceaușescu, într-unul din drumurile ei, s-a oprit la Biserica Sfintei Vineri. După o scurtă cercetare, a privit pereții, a privit zidurile, credincioșii, a spus celor din anturajul ei, jos cu porcăria asta. Era vorba de Biserica Sfintei Vineri. A doua zi au venit buldozerele și au dărâmat-o. Povestea acestei tragedii o vom vedea în această seară. Eu am fost preoțit și mi s-a dat ca sarcină să reconstruiesc Biserica Sfânta Vineri. Am reconstruit-o în 1985, în ziua de Sfânta Parascheva, am sfințit-o în prezența Patriarhului Istin, a Preasfințitului Episcop Roman și a preoților din București. Ca numai la un an și ceva să vină să-ți dărâme o lucrare care era o operă spirituală și materială a bucureștenilor. Primele semne au fost la începutul lunii iunie 1987, când primăria a cerut să cedăm 1400 de metri pătrați în față ca să se ridice un bloc, spuneau ei, ca și la Biserica Domnița Bălașa. Atunci am început să ne îndoim de existența în continuare a Bisericii Sfânta Vineri de Rasca. Am fost de acord să le cedăm 1400 de metri din fața bisericii pentru ca ei să-și ridice blocul în intenție de a acoperi Biserica Sfânta Vineri să nu se mai vadă. Numai la câteva zile, și aici a fost, cum se spune, punctul cel mai dureros al existenței bisericii, în ziua de 13 iunie 1987, la două ferosfert a venit în zonă Elena Ceaușescu. Era însoțită de Dincă. Ea s-a uitat câteva clipi și a spus următoarele cuvinte. Jos porcărie! Pentru că ăsta a fost verdictul și blestemul dărâmării Bisericii Sfânta Vineri. Jos porcărie! În ziua de 14 iunie a fost ultima liturghie, iar luni seara 15 iunie, ultima slujbă de vecernie cu meditația religioasă, cum se obișnuia aici. Marți ne-am trezit înconjurați cu panouri la ora 4 dimineața. Inițial mi s-a spus că va fi translată biserica. După aceea mi s-a spus că sunt trei variante. Translare cu banii statului, cu banii bisericii sau demolare. Din nefericire pentru noi, hotărârea
a fost demolare. Întâi au demolat casa parochială, care era formată din 26 de apartamente, plus sala muzeală a generalului Constantin Herescu Năsturel, plus în interior cuptorul și alte acareturi, așa cum spuneau documentele, aparținând bisericii. Joi, 19 iunie 1987, la orele 18, biserica era terminată, demolată. Nu vă spun ce manifestații au fost aici, erau peste 2000 de oameni. Veneam cu tramvaiul de la 11 iunie, era o zonă care începuse să se dărâme și apropiindu-mă de Sfânta Vineri, am văzut lume adunată, era după amiază, chiar spre seară, cred. Stația de tramvai era undeva vis-a-vis, pentru că aici, în apropiere, în intersecție, era un tribunal, tribunalul sectorului 3, tribunalul Sfânta Vineri, îi spunea lumea. Am coborât din tramvai din cauza peisajului pe care l-am văzut. Era lume în jur, turla bisericii căzuse, erau lumânări puse pe jos și erau milițieni, câțiva milițieni, restul erau un civil, deși mi-am dat seama mai târziu că erau tot oameni de ordine. Oamenii au venit din momentul când a început să demoleze azilul de bătrâni, adică casa parohială. Au venit. La început mai puțin, dar când s-a auzit că demolează și biserica, în ziua de 18 iunie, erau cel puțin 2500 de oameni. Începând cu ora, să zic, orele 13. Ei, pe la orele 18 au invadat securiștii și milițienii. Au făcut cordoane și tot i-au îndepărtat spre piață. Era un vacarm extraordinar și aici trebuie să subliniez un lucru extraordinar. Muncitorii care au demolat casa parohială și curtea interioară, acaretului din curtea interioară, au fugit, n-au vrut să demoleze biserica. Pur și simplu au fugit. La fel și militari. Și atunci, pentru demolarea bisericii, au adus pușcăriași. Au adus câteva camioane cu pușcăriași. Pe 18 la mijloc au început, cum se spune, și pe 19 seara, biserica era la pământ. Lumea pusese un covor de lumânări și ar dau mii de lumânări. Ce mi-amintesc bine sunt lumânările pe care unii le țineau în mână, rugăciunile și cântările, destul de timide, și de asemenea câteva zeci, poate sute de lumânări puse jos printre cărămizile dărâmate, pe trotuar, și oamenii de ordine care se uitau foarte îngrijorați că nu puteau ști cum va evolua această mulțime care se adunase să deplângă demolarea Bisericii Sfintei Vineri. Lopotele n-au tăcut niciodată. Le-a dus de aici un prieten de meu cu mașina, iar părintele Teofil Panait, starețul Daceneca, le-a urcat direct în clopotnițe și seara, când biserica nu mai era, clopotele plângeau la cernica. În ziua de 19 iunie s-a strigat jos Ceaușescu, în fața acolo, și asta i-a alertat extraordinar pe oamenii legii, au dublat paza pe aici și au alungat oamenii ca să nu mai fie nimeni în preajmă. Și au stat paza până pe 22 iunie. Pur și simplu nu lăsa lumea să mai vină să aprindă lumânări pe locul unde altădată fusese biserica lui Matei Basara. A fost o durere incomensurabilă pentru noi, pentru credincioși, dar și pentru toți oamenii din țară. Am primit telegrame de la oameni cu durerea că s-a întâmplat această nenorocire. Reacția Bisericii Ortodoxe Române a fost ștearsă. Ea nu a protestat, nu a mobilizat credincioșii pentru apărarea bisericilor, cum s-ar fi întâmplat de pildă și s-a și întâmplat în Polonia, unde statul n-ar fi îndrăznit să demoleze o biserică. La București însă reacția a lipsit. De ce este importantă această constatare? Pentru că Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu, văzând această lipsă de reacție, au continuat
fără să se teamă că vor avea vreo opoziție. M-au lăsat singur cu credincioșii. Asta e adevărul și lumea îl știe. De ce să spun? Așa a fost să fie. Patriarhul Teoctist era de părere că nu se poate face nimic. Astăzi știm că se putea face foarte mult dacă biseria ar fi apelat la enoriaci și dacă ei însiși, mitropoliți, episcop, însuși patriarhul, ar fi venit la Biserica Sfânta Vineri să apere biserica în fața buldozerelor. Nu au făcut-o, au lăsat enoriașii singuri și atunci, sigur, Ceaușescu a continuat opera sa destructivă. Aici este un moment trist, pentru că patriarhul tocmai în perioada aceea pleca la Viena. Avea întâlnire cu cardinalul Vienii. Totul a fost o regie ticăloasă a partidului, numai ca să facă demola biserica. Am găsit atunci oameni modești și discreți care au fost alături de mine. Păcat că cei care erau superiorii mei m-au cam lăsat și e greu să te simți singur într-o nenorocire de asta. Fervor din acesta am mai întâlnit în istoria noastră, dacă ne gândim numai la cercul militar, dacă ne gândim la cerc, dar nu ritmul care a fost. Aici a fost lucruri foarte supărător, că răstim foarte scurt și în afară de aceasta am senzația că s-a dărâmat și ca să se dărâme. Adică nu a existat nicio motivație urbanistică care impunea neapărat. În unele cazuri, poate că exista această motivație. Dar, în general, s-a dărâmat foarte mult ca să se dărâme. Biserici s-au dărâmat totdeauna. Nu uitați că casa de depune, Cecu, e construit pe ruinele unei biserici, Sfântul Ion. Că cercul militar e construit pe ruinele unei biserici, Biserica Sărindar. Și eu niciodată n-am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Biserica Sărindar era o biserică mare, cu 5 turnuri, refăcută de Matei Basarab. Aceea Gheorghe Udej a distrus și el biserici. A distrus Biserica Brezoiană și Biserica Sfântul Ion din spatele Palatului Regal. Și după aceea au venit distrugerea acestea făcute de către Ceaușescu și care au început cu biserica Enei. L-a inspirat faptul că a fost lovită de cutremur, hai să scăpăm de ea. Nu pot să spun ce a fost în capul lor. Dacă a fost o chestiune pur, hai să facem loc să-l scoatem din peisaj, sau dacă a fost și o pornire de asta antireligioasă foarte violentă. Biserica Enei, care s-a salvat de la cutremur, trebuia restaurată, a fost lovită cu o bilă de metal în mod intenționat pentru ca apoi să fie demolată și să deschidă o perspectivă ceaușistă bulevardului în fața Teatrului Național și a Intercontinentalului. În anii 80, Ceaușescu a trecut la demolarea sistematică a bisericilor de tradiție din București. Unele s-au salvat, dar trebuie să ne imaginăm că dacă în 1989 n-ar fi venit Revoluția, n-ar fi fost judecat și executat, demolarea bisericilor ar fi continuat. După Biserica Enei au urmat alte biserici, să ne gândim la Mănăstirea Văcărești, Biserica Bradu, Biserica Nicolae Jidniță, Biserica Alba Postăvari și lista este foarte lungă. București a suferit o adevărată tragedie pentru că Ceaușescu se ambiționa să ne controleze și sufletele și vrea să pună în locul sentimentului religios al românului propaganda de partid și cultul său, al lui Nicolae Ceaușescu. Aici a fost totdeauna un punct spiritual al Bucureștiului, de pe timpul domnitorilor. Și bineînțeles a fost un punct superb, dacă citim documentele, cum de aici plecau în plimbare, mergeau în jos sau spre Cernica. În plus, Biserica Sfânta Vineri, în perioada până a venit comuniștii, avea jurnalul ei parohial, avea și o mică tipografie. Și de aici, acest punct spiritual. Biserica Sfânta Vineri era o biserică
care avea o anumită conotație pentru populația Bucureștiului. Nu trebuie să uităm că populația românească este creștină ortodoxă, dar pe undeva în subsol mai există niște elemente cu caracter mai magic, așa. Mama mergea la Sfânta Vinere, era o biserică de prestigiu, era o biserică populară, era o biserică la care oamenii veneau ca la o biserică făcătoare de minuni. Și-au distrus-o, și-au... tocmai ca să demonstreze, uite, eu o distrug și nu se întâmplă nimic. Cam asta a fost, cred că, în subconștientul lor. M-am întrebat de ce Biserica Sfintei Vineri a fost atât de iubită. Întâi de toate, cred, pentru că era o biserică a săracilor. Ea se găsea într-un cartier, într-o mahala, cu o populație săracă. Calea Văcărești, Dudeștiu, care este mai încolo, și Calea Călărașilor, până la Baiera Vergului, erau cartiere de oameni modești. Aceasta era biserica lor, era biserica unde veneau în fiecare duminică la slujbă. Aici se botezau, aici făceau nuntă, aici erau slujbele de înmormântare. Preoții Bisericii Sfintei Vineri au fost întotdeauna extrem de populari, nu numai în mahalalele din jur, dar în tot orașul. Mai era un motiv, aici se găsea din vechime icoana Sfintei Parascheva. Sfânta Vineri este de fapt Sfânta Parascheva. Era o icoană făcătoare de minuni și de-a lungul secolor, pentru că se vorbește că încă din secolul XIV s-ar fi aflat aici, puțin probabil, dar cu siguranță există anumite rădăcini, această icoană a făcut în toate momentele grele ale orașului minuni. Când a fost vorba de incendii, de ocupații străine, de cutremure, s-a întâmplat ceva și icoana și-a făcut simțită prezența. Ea a devenit o biserică extrem de prestigioasă într-un anumit context al ortodoxiei bucureștine. Venea lume de pe toate părțile. Normal, bisericile ortodoxe sunt biserici de parochie. Și fiecare biserică și are credincioșii săi în spațiu de jur împrejur. Dar sunt biserici de excepție. Cum era Biserica Sfânta Vineri, cum e Biserica Domnița Bălașa. Biserica Sfânta Vineri era legată mai mult cu o lume de oameni mai simpli. Și de aceea era cu totul altceva. Era inima orașului. Totdeauna aici și noaptea și ziua era foarte aglomerat. E bine, Biserica Sfintei Vineri se afla în mijlocul acestei aglomerații și oamenii obișnuiau să-i treacă pragul. Așa s-a dus vestea icoanei făcătoare de minuni și a Bisericii Sfintei Vineri și a preoților care slujeau aici. A fost probabil cea mai populară biserică din București sau oricum printre cele mai populare. Ea a fost construită de Matei Basarab și sfințită la 1645. Ea s-a făcut ca un fel de mănăstire inițial, pe o altă temelie. Era Sfânta Parascheva din Dealtă la 1400 și ceva, spun documentele istorice. Și atunci Matei Basarab și urmașii săi, Nesturei și Herești, au construit și cele două azile pentru fete scăpătate și copii orfani și după aceea pentru bătrânii care nu aveau cum să se susțină. De aceea ea a fost un fel de catalizator, dacă vreți, al săracilor și al copiilor amăriți din București. Și faptul că a fost o biserică vestită din punct de vedere spiritual este nu numai pentru că aici au slujit niște preoți distinși, ci și pentru faptul că ea era un fel de instituție filantropică pentru bucureșteni. M-am întrebat de ce Elena Ceaușescu a fost atât de înverșunată să dea ordin ca Biserica Sfintei Vineri să fie demolată. Ea putea fi evident salvată, chiar dacă cei doi doreau să deschidă o arteră în București spre zona de est. Răspunsul se găsește în arhivă. Elena Ceaușescu și iubitul ei, Nicolae Ceaușescu, tânăr lider utecist,
se întâlneau aici în timpul idilei lor. În acest cartier existau niște locuințe conspirative ale Partidului Comunist și cei doi obișnuiau să le frecventeze pe ascuns. De ce spun pe ascuns? Pentru că Nicolae Ceaușescu, demascat în fața tovarășilor săi de faptul că folosea pentru întâlniri amoroase o casă conspirativă, a primit un vot de blam de la Partidul Comunist, al cărui membru era între două stagii petrecute în pușcărie. Aceasta este o explicație. Putem să ne gândim că Elena Ceaușescu a purtat o proastă amintire acelui moment. Mai există însă o explicație și cred că aceasta este mai puțin frivolă, dar mai aproape de adevăr. Ceaușescu și soția sa detestau trecutul. Ei vreau să marcheze o epocă a României care începe cu ei, anul zero, și tot ce era trecut, era istorie, tot ceea ce evoca oamenilor propria lor biografie, trebuia să fie demolat. Orașul urma să fie, de fapt, populat în toate intersecțiile și pe toate bulevardele, exclusiv de construcții noi, construcții ridicate în anii dictaturii lui Ceaușescu. Tot ce venea din altă epocă, dinainte de război sau din secolul 19 sau 18, trebuia să dispară. Când a fost demolarea, a fost un moment foarte trist. Eu, în momentul când m-au anunțat că se demolează, am avut un puseu de tensiune. Mi-a fost rău și lume nevăzând, m-a zis că a murit părintele. Ca o reacție, după aceea, la vreo 3 săptămâni, eram rugat de unele autorități bisericești, Dumnezeu să ierte, să dau un anunț în Franța că eu trăiesc, că sunt bine, că nu mai pot de fericire, dacă vreți, așa, ca să fiu... Această poveste are un final neașteptat. Părintele paroh Gelu Bogdan, care slujea la Sfânta Vineri când ea a fost demolată de buldozere, a început reconstrucția bisericii în apropiere, în același cartier, la câteva sute de metri distanță. Începând din 2008, am început reconstruirea ei exact cum a fost, ca lumea să aibă senzația că nu a fost demolată. Toți credincioșii, în momentul demolării, au luat și bucăți de perete și bucăți din picture, cu tot cu cărămidă. Tot ce s-au păstrat credincioșii și noi, că am păstrat și noi într-un cufăr special la Sfântul Gheorghe, le-am pus la zidiri. Întâi la subsol câteva, aici câteva și acum la turile celelalte. Nu vă imaginați câtă bucurie spirituală este. Sigur, ei sunt oameni săraci, dar eu sper, cu ajutorul celor care au mai multe averi și bunăvoință, să termin frumos biserica așa cum am început-o. Nu mă îndoiesc de buna credință și de ajutorul Sfintei Vine. Cred că fiecare bucureștean ar trebui să sprijine această operă de a readuce în prezentul Bucureștiului Biserica Sfintei Vine. București strict secret se încheie prima ediție Megastory. Sunt Melania Medreanu, vă mulțumesc pentru atenție. Mi-era dor să vă spun. Rămâneți ancorați în realitate. Vestimentația a fost asigurată de NISA. Incredibila Amy Winehouse, câștigătoarea 5 premii Grammy, vine pentru prima dată la București într-un concert live pe stadionul Iolanda Balas Sutter pe 15 august. Bilete prin rețeaua Eventim, un concert organizat de Events și susținut de Juke Premium, berea oficială a muzicii live. De la doar 21,3 euro pe lună ai laptop performant, software licențiat, antivirus pentru protecția datelor, internet de mare viteză și asistență tehnică dedicată pentru hardware și software. Alege soluția completă IT Manager cu noile laptopuri Dell. Pentru că Romtelecom Business Solutions susține businessul românesc.
starea inimii tale este și starea ta. Ai grijă de sănătatea ei cu Aspa Cardio Omega 3. Aspa Cardio păstrează sănătatea inimii și a vaselor sanguine. Profita acum de oferta Dacia Avantaj. Ai Logan Preferanță echipat cu un motor puternic, ABS, airbag-uri frontale și direcție asistată la doar 4.450 de euro prin oferta Dacia Avantaj și programul Rabla. Juke Premium te invită la un concert eveniment Scorpions Live pe 9 iunie la Zona Arena în București. Un eveniment organizat de Project Events, susținut de Juke Premium, berea oficială a muzicii live. Alem la asta am vizitat, materiale am încercat. Sunt pronunțe românești, tu împărăși și nu greșești. Fabrica e cea mai tare, altă țară așa nu are. Calitate garantată, doar construcții de durată. Termosisteme complete de la Adeplast. Mitsubishi Lancer dezlănțuie pasiunea pentru mașini puternice și muzică rock. Un test drive Lancer îți poate aduce bilete la concertul Bon Jovi din 10 iulie, Piața Constituției din București. Cu Mitsubishi Lancer, pasiunea începe de la 90 de euro pe lună prin NBG Leasing. Cum să fii tratat ca un om mare? Ales soluția corectă. Dar refinanțarea ING, de ea vorbim. Simplu și rapid îți aduci creditele de la alte bănci și le schimbi pe un credit ING. Poți să-ți micșorezi rata și chiar să primești bani în plus. Dar mai presus de toate... M-am simțit în sfârșit tratată ca un om mare. ING Bank. Pentru oameni mari. Casca mambo, casca mambo, nella notte scura. Bruciano i cuori, bruciano gli amori delle lucciole bambine. Finché l'alba per noi non vorrà più. Vivi la vita per uni. Ha fost odată un oraș pe care îl stăpânea o pompă malefică. Atunci a venit omulețul Michelin care le-a reamintit tuturor că anvelopele potrivite schimbă totul. Anvelopele Michelin sunt mai eficiente. Michelin, un mod mai bun de a avansa. Pentru un consum de energie mai mic cu până la 60%, alege noile aparate de aer condiționat Fujitsu cu tehnologia IPAM Inverter. Vreau să te mai văd. Nu vreau să te mai văd! Dragostea trece. Q-Fort rezistă. 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 Plătește cumpărăturile cu orice card de credit Banca Transilvania și ai rate fără dobândă și puncte Star BT de cheltuit la partenerii noștri. Cumpărături câștigătoare de la Banca Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. De 5 ori mai multă luptă. De 5 ori mai multă glorie. De 5 ori mai multe lacrimi. De 5 ori mai mult spectacol. De 5 ori mai multă bucurie. Ia-ți Dolce HD și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Acum ai Dolce Sport HD, canalul de sport unde trăiești toate marile competiții la calitate High Definition. Treci pe HD cu 2,5 euro pe lună. Rom Telecom. Împreună acasă.
Star BT îți aduce puncte, rate fără dobândă și 3 premii de câte 5.000 de euro ca să ai de cumpărături tot anul. Banca Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. Așa arată o fabrică. La Realitatea TV însă îți schimbăm perspectivele, iar fabrica noastră te surprinde. Este o fabrică de idei, de știri, de conținut. Îți furnizăm informații, analize, comentarii, invitați de primă mână, cei mai buni specialiști. Din sâmbătă și duminică la Fabrica. O emisiune moderată de Diana Enache, Valentina Pufulescu și Cătălina Porumbel. Doar la Realitatea TV, singura televiziune de știri din România. Să fii mamă și să crezi cu o zi înaintea nașterii că vei avea un copil sănătos. Să afli o zi mai târziu că ai născut un copil care nu va putea fi.